Mai puțin că se face o chestie care poate să facă punându-se de evoluat mai departe. Ce om? Se preferie în sală? Cum credeți? Credeți că da, da? Cât timp, dumneavoastră? Măcar 10 ani. De câte ori pe an considerați că trebuie evaluat? Odată la jumătate de an să viziteze specialistul. Dar evaluarea fibrozei, odată în an o recomandați, da? Păi este o părere, da, mulțumim frumos. Am înțeles. Dar noi ce monitorizăm? Fibroza sau hepatita ce? Și hepatita și... Adică mai facem ARN-ul, considerați, și facem gradul de fibroză. Odată în an. Am înțeles. Alte idei? Mai sunt și alte idei? Alte propuneri, alte opinii? Doamna doctor, dumneavoastră, cum considerați în cazul ăsta? Eu consider că ARN-ul trebuie să facem pe este să facem de sistemul de asemănă. Da, nu vă răspund funcțional și se poate merge. Dar din punct de vedere și poate vaccinul, pentru că nu poate să aduce să se urmărize în contextul noi. În contextul să nu se fixe cea mai bine. Pricina, orice, da, de lingurice, nu prea de lingurice, să le promisere. Ca medicină de loc nu e situație biologice absolut nevoie. Și în contextul ăsta, cred că nu cum s-a spus, se face cu vizionul ăla, dar cu evoluție la specialist, cum se zice să nu se fie, să se zice cum se zice. Știi, doamnă doctor, știam anterior o cercetare recentă cu evaluarea fibrozei hepatice și în hepatita C este demonstrat că dacă atingem F2, în special 8,4 kilopascali, putem să stopăm evaluarea fibrozei în hepatita C, nu în B și nu în NAFLD. B. S-ar putea. De asta și da, o evaluare a pacientului în dinamică, clar că este binevenită, dar în principiu majoritatea experților se propune ideea ca pacienții tratați de virusul C, care au obținut răspuns virusologic susținut, nu este necesar să repetăm ARN-ul în fiecare an. Asta e cu siguranță, da. Iar evaluarea fibrozii rămâne ca un obiectiv, măcar o dată în an, o dată la 2 ani, când atingem F2, dacă pacientul era pe F4 sau F3. În hepatita C, de fapt, se consideră că F4, F3 e risc pentru hepatocarcinom. E cu totul aparte altă problemă cu hepatita B și cu steatoza hepatică, care nu corelează cu gradul de fibroză, riscul de hepatocarcinom. Și de asta mai venim ulterior cu întrebarea ca doamna doctor chiar să discutăm și momentul ăsta, cum stabilim diagnostic sau cum formulăm un diagnostic corect după ce am stopat tratamentul antiviral, am obținut eradicarea, fibroza s-a micșorat. De loc nu e hepatită. Da, și de loc nu e hepatită. Eu spun că la noi ce ar mai vin trei, pacienții respectivi sunt utilizați de hepatită. Nu cred că este nici, corect. Nici în infecție nu putem să nu ne împărăm în bier, da? Da. Faza 1, faza 3, faza 5, aici nu știu de bier, ce nu putem. Asta nu se poate schimba. Dar am trebuit cumva să da, putem să anunțăm sub formă de fibroză postvirală, HCV, lăsăm cuvânt fibroză ca să înțelegem că este necesar de monitorizare, dar nu este hepatită, asta e complet altă situație, hepatită C, decât cum am menționat. Da, sau poate momentul, starea după eradicare de genul ăsta. Starea după eradicare cui? Virusului B? Ce? A ficatului. Starea, da.
Păi da, nici nu e hepatopatie, asta e problema, că fibroză, mă rog, dar dacă nu e fibroză? Dacă nu e fibroză, nici nu menționăm. Dar nu e normal? Ar fi bine să menționăm. Dacă nu e fibroză, atunci am putea spune o stare după ca un final de diagnoză. Ideea de bază e că cu problema aceea de MAFLD, da? Da? Când avem două. În țara noastră avem două de tot. Noi nu avem patologie curată, da, de exemplu, numai steatoză. Dar iacă ceurile, beurile la noi sunt, anume pe seama momentul respectiv că suntem în zona endemică. Deci cam aceste întrebări au survenit și de la doctorii clinicieni când vorbeam despre fibroză și cred că inițiind subiectul dat în formă de discuții, mai provocăm niște idei, mai inspirăm și poate cumva continuăm discuțiile respective ca să ajungem la un numitor comun. În orice caz, opiniile ați văzut care sunt și fiecare ne facem concluzia cum o dorim. Oricum, situația după eradicarea virusului C nu necesită la fiecare jumătate de an de evaluat cantitatea virusului C, RN nu necesită, după ce am obținut răspunsul virusologic susținut. Dar gradul de fibroză, dacă pacientul a fost cu fibroză avansată, 2, 3, 4, este necesar să-l mai monitorizăm ceva timp. În funcție de pacient individualizat, și acum ieri am vorbit despre medicina precisă, individualizat, cu factori de risc și cu... Da, da? Am vrut să spun că hepatita C, deoarece toată totuna, dacă nu primit tratament antiviral, mai avem cazuri de trebuie să reactivat virusul. Da, bineînțeles, există așa situație. Da, da, sigur. Cum la RNA sunt fașii? Este... RNA... Dar transaminază neficatul? Deci transaminazele nu corelează cu RNA-ul, dar dumneavoastră mai controlați, dar mai este și altă situație. Este și situația de reinfecție cu virus C. Sunt situații când pacientul a fost eradicat și peste un timp oarecare a fost identificat cu alt genotip, cu RNA și cu alt genotip și de reinfecție. Posibil, sunt și 2-5% care sunt rezistenți. Sunt rezistenți la tratament. Nu putem să le... De asta și avem răspuns virusologic susținut și este necesar de evaluat. Ca să nu ieșim și astăzi din timp, inițiem prima comunicare, îi dăm cuvântul doamnei profesor Lucia Mazur-Nicorici, care ne va vorbi despre manifestările reumatologice în bolile hepatice. Poftim, doamna profesor! Bună ziua și mă bucur foarte mult că am participat în prima parte a discuției și m-a făcut să mă simt ca în Grecia Antică, când Academia lui Platon, de fapt, era bazată pe discuții mai mult non-formale, în afara chiar și sala, da? Cu ridicarea asta și când oamenii deștepți între ei discută și nu doar folosesc metoda de retorică. De aceea și sunt onorată de altfel să fiu prezent astăzi la invitația doamnei Adela Țurcanu pentru a participa la a treia ediție. Și nu în zadar m-am gândit eu cum să încep prezentarea mea. Prezentarea mea este un pod renumit din China care decelează că astăzi suntem la a treia ediție de update in hepatology. Totodată vreau să spun că astăzi voi vorbi mai mult despre manifestările reumatologice în hepatologie, dar și despre manifestările hepatice în bolile reumatice și, nu în ultimul rând, despre complicațiile tratamentului pacientului cu maladii reumatologice, complicații medicamentos induse. În ultimele decenii, juncțiunea asta dintre specialități a luat amploare. Și vreau să vă spun... Așa. Și în ultimul timp, juncțiunea dintre aceste patologii, așa cum este reumatologia și cardiologia, a crescut speranța la viață. Reumatologie și endocrinologie bazată pe tulburări metabolice și osteoporoză, dar și reumatologie și gastroenterologie, atât prin manifestările pe care le întâlnim zi cu zi, cât și, am spus anterior, complicațiile tratamentului
cu medicamente administrate frecvent. Așa cum s-a discutat și în prima etapă, hepatita virală C rămâne... Frecvente dintre ele sunt artrita și artralgia, precum și prezența crioglobulinemiei, care poate induce vasculită și sindrom sica. Sunt sigur că voi, cei care vă ocupați zilnic, regăsiți aceste manifestări. Astfel, hepatita virală C pare a fi un declanșator al acestui răspuns imun și, mai cu seamă, trebuie găsite răspunsuri la diferite patologii. Așa cum ziceam, crioglobulinemia esențială face parte din tulburările limfoproliferative în care limfocitul B conduce la producerea de imunoglobuline, crește activarea și proliferarea, conducând la dezvoltarea complexelor imun-circulanți, ce precipită de fapt la frig. Ca și consecința precipitării crioglobulinemiei în vasele de sânge de dimensiuni atât mici cât și mijlocii, conduce la afectarea endoteliului și dezvoltă această vasculită crioglobulinică. Diagnosticul se bazează pe prezența crioglobulinelor în sânge, dar și factor reumatoid pozitiv. O dilemă că crioglobulinele sunt prezente în aproximativ 50% dintre pacienții cu infecții cronică cu hepatita C, dar nu provoacă întotdeauna vasculită crioglobulinemică. Pe de altă parte, peste 90% dintre pacienți cu crioglobulinemie prezintă hepatita virală C. Totodată, afectarea pielii din această vasculită, care se prezintă prin modificări pruriginoase, palpabile, petece preponderent ale extremităților inferioare și este tratată ca manifestări ale crioglobulinemiei esențiale. De aceea, tratamentul cu antivirale conduc la minimalizarea procesului. Eritemul acral necrolitic este o afecțiune caracterizată prin durere, prurigen și se raportează că sunt puternic asociate cu hepatita virală C, dar și tratamentul cu zinc ameliorează starea acestui pacient. Artritele. Artritele sau artralgiile sunt cele mai frecvente raportate, circa 40-80% dintre pacienți. Se caracterizează prin niște articulații afectate simetric, mai frecvent genunchii, dar și mâinile. Articulațiile sunt dureroase, dar fără deformări. Artrita adevărată este rară, prezentându-se ca artrită reumatoid în 2/3 și oligoartrita numai într-o 1/3 cazuri. Se asociază cu mioalgie frecventă și, dacă vorbim despre manifestările de laborator, factorul reumatoid este prezent în circa 70-80 de cazuri, dar el este asociat, de fapt, crioglobulinemiei. Prezența aceasta nu corelează cu afectarea articulară. La fel, anticorpii anti-CCP, care sunt caracteristici artrite reumatoide, în astfel de în hepatita C, este negativ. Totodată, vreau să spun că mecanismul bolilor hepatice este strâns legat și cu inflamația aceea cronică, care conduce la densitatea minerală osoasă joasă, însă risc de fracturi înaltă. Osteoscleroza, care se întâlnește frecvent la pacienții cu hepatită virală C, anterior consumători de droguri intravenoase, este o patologie mai neobișnuită și ea este deopotrivă. Crește partea asta osoasă, care nu este caracteristică, însă, ca și răspuns la tratament, răspunde bine la bisfosfonat sau calcitonină. De fapt, manifestările hepatice nu intră în criteriile de diagnostic ale bolilor reumatologice, însă sindromul Still adult, care se prezintă prin artrită, cu febră mai mare de 39 de grade, niște erupții cutanate, culoare, trunculare, de culoare somonului, o caracteristică aparte sunt creșterea transaminazelor și markerilor inflamației cronice, dar și leucocitoză. Spectrul cunoștințelor legate de sindromul SICA s-a extins în ultimele decenii și în aproape toate domeniile. De ce sindromul SICA este, cum cunoașteți, o xeroftalmie sau xerostomie mai frecvent asociată sindromului Sjögren? Însă,
Și pacienții cu hepatită virală C au circa 20-30% de xerostomie, xeroftalmie, dar este identificată ca și sialadenită limfocitară. Există totuși niște diferențe, atât histologice cât și clinice, și este vorba mai mult despre niște simptome mai șterse în sialadenită limfocitară, un debut întârziat, cu prezența sau creșterea nivelului de crioglobuline și factor reumatoid, însă un lucru important care le diferențiază, anticorpii anti-RO, anti-LA sunt negativi în comparație cu pacienții cu sindrom Sjögren, ceea ce este caracteristic și denotă acest diagnostic. Astăzi lucrăm cu o mulțime de autoanticorpi și care ne dezmint unele diagnostice. Și autoanticorpi care sunt frecvent întâlniți la pacienții cu hepatită virală C, dar caracteristici pentru alte patologii, factor reumatoid circa 60%, anticorpi antinuclear 40%, anticorpi antitiroideni 35%, mai rar anticorpi anticardiolipinici, mai rar anticorpi antimușchinetici doar în 7% și excepții sunt anticorpi la microzomi hepatici și renali și actină. Și dacă panelul nostru, sesiunea noastră, are drept scop să discutăm și prin prisma unui caz clinic, este un caz clinic care l-am rezolvat cu doamna Adela Țurcanu recent și de ce și-am avut și această preocupare să-l prezint astăzi. Nu este un caz foarte complicat, dar la momentul acela chiar nu știam ce să fac. O pacientă cu artrită reumatoidă este contabilă, s-a stabilit diagnosticul cu vreo 18 luni în urmă. La moment administrează metilprednizolon, metotrexat. Activitatea totuși rămâne moderat severă. Are un istoric de boli cardiovasculare și prezintă niște factori de risc. Administrează tratamente concomitente. Istoric de hepatită B, care curent era inactivă. Prezentarea pacientei sunt durerile asimetrice, cu redoare matinală, cu o fatigabilitate și cu un disconfort abdominal. Bilanțul biologic a enunțat elevarea transaminazelor, antigen HB negativ și HB corp pozitiv. Întrebările este ce teste recomandați să fie efectuate. Eu să-mi continui prezentarea unde probabil o să găsim răspunsuri la aceste întrebări și vreau să vă spun că totuși ficatul rămâne un organ ce ne ține în viață și are mai multe sarcini ca și detoxifierea medicamentoasă și altor substanțe nocive, depozitarea și eliberarea proteinelor, metabolismul colesterolului, vitamine, aminoacizi. Rămâne totuși un organ activ al răspunsului imun, cu un rol important de mediator al imunității născute și adaptive, sistemice și țesutului conjunctiv, dezvoltă un răspuns autoimun în continuu și de aceea poate provoca disfuncții multiorganice. Din cauza bolii în sine, sau evenimentelor adverse cauzate de farmacoterapiile și infecțiile despre care am vorbit, al tratamentelor cu imunosupresoare. Cursul divers al acestor patologii reumatice autoimune variază de la creșterea asimptomatică a transaminazelor sau a enzimelor colestatice, determinate sau caracterizate prin icter, hepatomegalie, până la ciroză hepatică sau chiar până la insuficiență hepatică acută. Însă, în histologia biopsiei hepatice nu există caracteristici specifice bolilor țesutului conjunctiv și cele mai frecvente constatări sunt banale steatoză hepatică, hepatită cronică, fibroză hepatică. Disfuncția hepatică apare până la 43% dintre pacienții cu tulburări ale țesutului conjunctiv. Deci, mi-am propus să trecem în revistă diferite aspecte ale implicării ficatului, nu mai din cele mai frecvente boli care de obicei au o implicare multifacetată. Actorul principal al bolilor maladiilor țesutului conjunctiv rămâne lupusul și eu am o legătură cu el și el cu mine, dar cu hepatita din 1950 a fost descrisă o hepatită lupoidă, care mai târziu s-a determinat a fi una dintre variantele hepatitei autoimune,
manifestate asemănător cu lupusului, caracteristice prin artrite, artralgii, febră, pierdere ponderală, poftă de mâncare, slăbiciune, cu prezența importantă anticorpilor antinucleari, de unde își începe descrierea criteriilor, tot ce este mai mare de 160 începem să identificăm dacă este lupus sau nu, prezența anticoagulantului lupic care își pierd încetișor din valoare, dar și hipergamaglobulinemie. Un alt reprezentant al... Dar poate strângem lumina aici la scenă, că nu știu dacă se vede bine. Un alt reprezentant al acestor maladii este sindromul antifosfolipidic și a fost descris pentru prima oară de Graham Hughes, Sir Graham Hughes, în 1986. Această patologie este marcată de tromboză arterială sau venoasă, prezența avorturilor spontane, trombocitopenie și prezența anticorpilor antifosfolipidice. Unde sunt incluși anticorpii anticardiolipinici, antibeta-2-glicoproteină și anticoagulantul lupic. Anticorpii antifosfolipidici pot fi găsiți în mai multe patologii, de la infecții, neoplasme și multe alte boli. Cu toate acestea pot fi identificați accidental de la 2-5% în populația sănătoasă și rata de prevalență crește odată cu vârsta. Cea mai frecventă manifestare abdominală a sindromului antifosfolipidic este tromboza vaselor hepatice. Mai poate fi denumit sindrom Guttig-Chiari, este cauzată de ocluzia venelor hepatice și se prezintă cu o triadă clasică, durere abdominală, ascită și hepatomegalie. Poate fi prima manifestare a sindromului antifosfolipidic. În artrita reumatoidă, ficatul este mai rar afectat, dar colestaza este cel mai frecvent observată și corelează cu activitatea bolii. Se caracterizează prin creșterea ușoară a alatului și a satului și prezența până la 74% dintre pacienți. Sclerodermie sistemică fiind o altă boală cronică a țesutului conjunctiv, care se prezintă cu o fibroză progresivă a pielei și organelor interne, dar de asemenea cu leziuni ale arteriilor mici, așa cum este o vasculopatie. Cea mai frecventă boală hepatică care însoțește sclerodermie sistemică este ciroza biliară primitivă și niște anticorpi specifici asociați sclerodermie sistemic sunt anticorpii antimicrozomiali cam în 25%, anticorpii anticitrolinici 30%, dar mai este și un sindrom de suprapunere dintre ciroză biliară primitivă și sclerodermie sistemică care se întâlnește peste 80%. Un alt grup de patologii sunt miopatiile inflamatorii idiopatice. Caracteristice principalele trei clase, dermatomiozita, polimiozita și miozita cu incluziuni, care marchează creșterea markerilor degenerării celulei musculare, dar și transaminazele. Totodată trebuie să fim sceptici atunci când transaminazele pot fi crescute eronat ca disfuncție hepatică. În practica clinică, raportul ASAT-ALA trebuie evaluat, iar dacă rezultatul este mai mare decât unul, testul creatinfosfochinază poate fi crucial în diagnosticul diferențial. Vasculitele sistemice, la fel, sunt un grup heterogen care se caracterizează prin inflamația vaselor, provoacă modificări ischemice și necroză a țesutelor și organelor și se caracterizează prin afectarea a trei grupuri de vase. Vasele mici, reprezentantul fiind vasculita Takayasu, vasele mici și mijlocii, periarterita nodoasă, manifestându-se prin hepatomegalie, icter și întâlnesc mai mult decât 50% ale leziunilor tractului gastrointestinal. O altă manifestare este sindromul Felte, unde cam 50% pacienți sunt cu teste hepatice anormale, se manifestă printr-o artrită, ea face parte din artrita seropozitivă și cam 1% are o evoluție mai gravă, cu distrugere ale articulațiilor, cu manifestări extraarticulare, limfadenopatie, vasculite, are o evoluție agravată și poate conduce de la hiperplazie nodulară generativă până la hipertensiune portală. Disfuncțiile hepatice ale medicamentos induse,
Pot fi secundare asociat tratamentului prescris de hepatite, de comorbidități, de niște hepatite alternative, de boli hepatice autoimune coexistente și apariția injurii hepatice în reumatologie se datorează prescrierii cronice și dozelor mari de medicamente, existenții unor factori susceptibili care fac pacienții predispuși la hepatotoxicitate. Nivelul elevat de enzime hepatice afectează colestaza, afectarea colestatică sau hepatocelulară pot fi observate în patologii tratate cu, cum vedeți, cu remedii nesteroidiene, cu glucocorticosteroizi, cu agenți imunosupresivi, medicamente antireumatice modificatoare de boală, dar și cele moderne acum sunt factori necrozei tumorale, interleuchinii 20-6. De ce e principalul motiv pentru retragerea uneori a medicamentelor de pe piață sunt anume reacțiile adverse ale acestor medicamente. 10% din cazurile de afectare hepatică sunt determinate de remediile nesteroidiene, în special de diclofenac, ibuprofen, acid acetilsalicilic, naproxen, peroxicam. Hepatotoxicitatea determinată de remedii nesteroidiene este de fapt un diagnostic dificil. Nu există markeri sau caracteristici clinice specifice, necesită eliminarea altor cauze de afectare hepatică. Cum știți, și în ultimul, mai puține țări dau valoare biopsiei, nu există tratament specific, doar oprirea medicației. Metotrexatul fiind reprezentantul cu cele mai mari indicații, are un risc crescut și factorii de risc crescut pentru toxicitatea metotrexatului sunt vârsta mai mare de 60 de ani, vârsta inițierii terapiei, durata tratamentului, creșterea colesterolului total în lipsa tratamentului, obezitate, deficitul de folați și doza cumulativă crescută. Administrarea metotrexatului mai mult de 2 ani, cu o doză totală mai mult decât 1,35 grame, are acest risc crescut. 22% din pacienții cu artrită reumatoidă care administrează metotrexat au creșterea transaminazelor, se regăsește creșterea transaminazelor hepatice. Și conduită terapeutică ar fi trebuit evaluarea transaminazelor la fiecare 2 săptămâni în primele 6 săptămâni, apoi lunar până la 3 luni, apoi la fiecare 12 săptămâni. Valoarea crescută de 3 ori și mai mult necesită întreruperea administrării metotrexatului. După revenirea la normală a valorilor transaminazelor, metotrexatul poate fi reluat la doze mai mici decât cele anterioare întreruperii. Dacă alatasat rămân crescute, după întreruperea metotrexatului, atunci necesită investigații suplimentare. La fel avem și o management al tratamentului cu leflunomidă, dacă aceste valori cresc mai mult de 3, avem nevoie să oprim tratamentul. Dacă ele dispar după 1 săptămână, atunci revenim la tratament. Un lucru important, atunci când tratamentul este combinat, metotrexat și leflunomidă, complicațiile sunt de 5 ori mai mari hepatice decât în tratament cu monoterapie. La fel și sulfasalazina, care frecvența întâlnește se indică în bolile, artritele seronegative. Managementul rămâne același. Majoritatea cazurilor se rezolvă rapid la oprirea tratamentului, refacere completă după 2-8 săptămâni, dacă nu se mai atestă și altă reacție mai severe, sindromul Dres sau sindrom Steven-Jones. Dacă vorbim despre afectarea hepatică determinată de agenții anti-TNF, ei au atât efecte nocive cât și efecte benefice. Prin nocive, prin reactivarea infecției cu virusul hepatitei B, chiar și la pacienții purtători de antigen HBS și purtătorul acut au hepatotoxicitate. Rituximabul, cu prezența sa, nu necesită întotdeauna întreruperea terapiei, determină reactivarea hepatitei virale B, are rar insuficiență hepatică acută, dar este necesar în tratamentul hepatitei autoimune refractare. Ce ține de tocilizumab, are o afectare hepatică de tip hepatocelular, rar poate conduce la insuficiență hepatică acută.
Ca să nu reținem timpul așa cum am programat să ne fim toți câte 20 de minute, da, doamna Adela? În cele din urmă vreau să vă îndemn să rețineți că în evoluția sa maladiile reumatice se însoțesc de afectare hepatică având diverse etiologii, necesită monitorizare permanentă a constantelor biologice. Creșterea nespecifică și tranzitorie a testelor funcției hepatice este asociată cu activitatea bolii țesutului conjunctiv și nu necesită intervenții speciale. Pe de altă parte, dacă colestaza sau aminotransferazele crescute persistă independent de activitatea bolii reumatice, trebuie efectuate investigații hepatologice suplimentare și excluse bolile hepatice primare autoimune, hepatitele virale și hepatotoxicitatea medicamentului. Afectarea hepatică primitivă determinată de medicație, remediile nesteroidiene, incidența evenimentelor adverse severe este scăzută, sunt necesare date suplimentare legate de tipul și gradul de afectare hepatică pentru fiecare grup de remedii nesteroidiene. Dmardurile, medicamentele modificatoare de boală au mecanisme variate, atât patern colestatic, hepatocelular și mixt, necesită oprire temporară sau definitivă a tratamentului. Și dmardurile biologice, inhibitorii de factorul necrozei tumorale alfa, are efecte atât negative cât și benefice, incidența efectelor adverse hepatice scăzută, dar importantă. Studii necesare pentru investigarea fen de cross-reactivitate între agenții anti-TNF. Pe când anticorpii anti-CD20, anti-interleuchina 6 și 1 au efecte adverse hepatice mai puțin documentate comparativ cu inhibitorii TNF-alfa, rar necesită întreruperea terapiei, însă cu risc de reactivare a hepatitei B și tuberculozei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și așa cum am început la începutul prezentării mele, într-adevăr este necesar să discutăm des, dar decizia o luăm desfințător la locul nostru de muncă. Mulțumesc! Profesor și siguranță, dacă să discutăm, să discutăm. Venim cu niște întrebări către dumneavoastră. Ne-a interesat ce am făcut propunerea ca să veniți în cadrul update hepatologii, fiindcă avem o serie de pacienți care îi numesc eu grey zone, la limite, nici o boală hepatică autoimună, nici boală reumatologică. Deseori pacienții ăștia sunt lăsați în supraveghere, ulterior să identificăm totuși ce-i primar, sau reumatologie, sau patologie autoimună. Și avem așa întrebări, iată către pentru lupusul eritematos sistemic, ați spus că celulele lupice deja sunt, practic, sensibilitatea este destul de redusă. Care markeri pentru toți doctorii care să înțeleagă, care markeri sunt cei mai specifici? Așa cum am spus că lupusul, într-adevăr, începe diagnosticul de la anticorpii antinuclear și tot ce este mai mult de 160, ne punem întrebări, avem criterii bine definite și chiar reumatologia a luat o amploare dintre toate disciplinele din medicina internă, noi avem criterii bine definite. Avem atât manifestări clinice, cât și de laborator. Dacă vorbim mai mult despre laborator, atunci următorul anticorp este anti-ADN-ul glucatenar, care trebuie să fie pozitiv în ajutor din alți anticorpi, așa cum este un ajutor important este scăderea complimentului, C3 și C4, dar și prezența anticorpilor anticardiolipidice. Bineînțeles că manifestările clinice nu rămân în urmă și dacă noi avem 4 criterii, deja putem stabili diagnosticul. În ultimul timp ne informăm de la noi respectăm foarte mult pe europeni, le conducem, ne lucrăm după ghidurile lor, dar totuși ne uităm și la americani. Americanii au și diagnostic probabil, da? Care este încă în lucru. Și acest lucru poate să fie până la 2 ani de zile, ne permite să lucrăm cu un diagnostic în lucru. La noi în țară nu-i prea acceptat, totuși pacientul vrea să cunoască care este diagnosticul. Însă, încetișor îi obișnuim că putem să avem un diagnostic în lucru. Când avem 3 criterii și nu ne ajunge 4, deși parcă el este, dar nu este. Și atunci rămâne în monitorizarea noastră sub tratament cu antimalarice, cu antimalarice. Da, iată, asta și era întrebarea de diagnostic probabil. În ultimul timp, tot mai multe boli devin ca diagnosticuri probabile. Nu sunt sigură că din faptul că
noi nu putem pune diagnostic sau poate ghidurile ne fac niște standarde după care standardizăm, totuși cu diagnostic probabil rămâne cu un follow-up, așteptăm pacientul, îl evaluăm, îl susținem ca ulterior să diagnosticăm, mai ales ce ține de bolile astea autoimune și overlap-urile astea dintre hepatita noastră și alte boli autoimune ne fac așa puțin viața mai complicată. Și asta am vrut să auzim la dumneavoastră ca expert părerea unui profesionist în bolile, în special în lupus. Dacă mai sunt întrebări în sală... Vă mulțumesc, dacă îmi permiteți încă un comentariu. Atunci când avem un diagnostic de lupus, nevoia de a indica glucocorticosteroizi este. Și atunci când tu nu ești, nu ai aceste patru criterii, nu ai siguranța că este lupus, noi nu putem să-i dăm omului pur și simplu glucocorticosteroizi, atât că așa este. Ce? Noi mergem pe antimalarice, îl monitorizăm în timp și atunci avem permisiunea da sau nu îi dăm glucocorticosteroizi. Mai târziu, da? Mulțumesc foarte mult! Mulțumim frumos! Vreau să anunț că sesiunea e bazată pe cazuri clinici și observați dumneavoastră că să fie integrate și aceste cazuri clinici și în sesiunea de astăzi participă și cu comunicări și doamna conferențiară Angela Beltec, care stă aici în partea dreaptă, doamna doctor gastroenterolog Veronica Crumpătă, care o rog să-și ia locul aici în partea dreaptă sau stânga noastră, doamna conferențiară Lucia Popoltean, care tot o rog să apară în față, și domnul doctor Dumitru Crișcianschi, este, da? Maxim Crișcianschi și Dumitru Cravcencu. Da? Corect am exprimat. Corect. Și totodată vreau să aduc la cunoștință că discuțiile la comunicări sunt binevenite și întrebările sunt primite, sunt salutabile. Așa că vă rog mult. Doamna, următoarea comunicare este a doamnei conferențiară Angela Beltic cu subiectul ficat inimă, un nou interrelație ficat inimă, un nou concept în hepatologie. Bună dimineața. Eu cred că foarte așa organic continuă prezentările de caz și foarte bine că avem expert. Am ceva cazuri chiar de discutat în fața tuturor în contextul overlap-ului. Și aș vrea să continuăm maratonul și eu, fiind așa un adept a teologilor hepatice, de fapt, ideea de bază era din partea doamnei profesor să vorbim de interacțiuni. Și eu în prima parte a doamnei mă gădeam cu interacțiuni, după aceea au apărut idei, hai să ne axăm mai mult pe steatoze și atunci s-a primit așa un mix din interacțiuni. Eu cred că chiar încep cu un pas. Bărbat 52 de ani, istoric de cardiopatie ischemică, fracție de ejecție 15, internat pe 1 aprilie 20, dureri abdominale, status mental alterat, agitație, dispnee inspiratorie. Postadmis cu suspecții de COVID, țineți minte, aprilie 20, alertă era cea mai dificilă și nu prea știam ce facem cu tot asta. Fără istoric de boli cronice, cu teste hepatice și profilul de coagulare normal, vizitele procedente pentru pacient cronic. Atesta un istoric de boală renală cronică, mă rog, ușoară, cu o creatinină 177, cu tratament cronic cu amiodoran, aici eu așa greșeală, spironolactone, furosemid și allopurinol. Din datele obiective, saturația 87 fără oxigen, pulsul, aici 108, cer scuze, 108 pe minut, frecvența respirației 26, tensiunea arterială 78/52, ralurile umide subcrepitante, abdominul sensibil în etajul abdominal superior și mediu, edemica medică moderată. Ca diagnostic preliminar, insuficiență hepatică acută, insuficiență renală acută, adică neavând biologie nimic și acompaniată pe o insuficiență cardiacă cronică preexistentă.
La laborator NRO8, encefalopatia gradul 2, hipoglicemia, transaminazele ALAT 325, ASAT 223, bilirubina 75, lectă 34, creatinina 184. Bineînțeles, în momentul internării, luând în considerație situația clinică și biologică, pacientul a fost direcționat spre unitate de terapie intensivă. Avem aici electrocardiogram, conritm sinusal, hemiblock stâng anterior cu întârziere conductibilității pe zona interventriculară. Deci, practic, noi avem o electrocardiogramă compatibilă cu insuficiență cardiacă avansată. Ecocord, lărgirea ventriculului stâng, fracția 15, lămărirea moderată a ventriculului drept, presiunea pulmonară 35 mm hidrargel. Abdominal, ecoabdominal, oficat cu structura parenchimului normal, fără formațiuni de volum, slaj biliar în lumen vizice biliare, ducturile biliare intră și extrahepatice nedilatate, ecostructura ambelor renic normal, fără nefroliteaz, hidronefroză, mai arătați, lichid liber în cavitatea abdominală între anse intestinale și spațiu Morrison, dar zona astră întrificat și renic. CT toracic, opacități multifocale bilateral de aspect esticlumată. Noi acum suntem foarte deștepți, așa? Pe atunci sticlămata asta prin aprilie era și. Cu distribuție peribronhovasculară. Dar vedeți cât este depinic în pacient, nu? Acum ne uităm la cazul ăsta, e nimică toată. CT abdominal fără evidențe patologice. Astea avem sticlele mate, le vedeți. Acum, cred că și copilul de 16 ani știe de sticla asta, mate și zice, da, știu și eu. Oxigenoterapie mască, deja vorbim ce s-a aplicat, norepinefrina, infuzie cu furosemid, tot la nivel de unitate de terapie intensivă, PCR COVID plus, s-a mai adăugat ACC-ul în contextul, mă rog, insuficienței și hepatice, de fapt, și respiratorii. Cu transaminazele în 7 zile, deci au avut așa un flash, de la 825 la 300, au diminuat trombocitele, 206 până la 71, natriu cu ameliorare, mă rog, pe seama că au fost în terapie intensivă, inierul de la 8 la 41, creatinina de la 610 la 132, eu mă refer dinamică într-o săptămână, marcheri, urocultura și hemocultura negativă, procalcitonină și leucocitele fără semnificație importante din punct de vedere evoluției, marcheri pentru PETC, Epstein-Barr, citomegalovirus, HIV negative, маркерий аутоимун негатив, хипогличемия, care a fost destul de importantă, știm că asta e un semn de insuficiență hepatică acută, rezolvată cu glucoză concentrată intravenos, la 6 zile de terapie intensivă, din punct de vedere insuficiență respiratorie acută, necesită ventilare mecanică, disfuncția multiorganică, insuficiență hepatică, respiratorie cardiacă, stop cardiac, non-responsiv la resuscitarea cardiorespiratorului. E ca așa un caz, destul de banal, dar din punct de vedere discuțiilor noastre, cred că e foarte important să discutăm. Eu am o rugăminte. Cădați, vă rog frumos, QR codul ăsta și ne înregistrăm și acum vorbim. Ce facem? De ce s-au întâmplat toate astea? Aici o să apară toți care participă. Ia ca unul s-a înregistrat. Vedeți că acolo avem, dacă e posibil, mai repișor, cam numai 20 de minute. Adică v-a înregistrat și va apare. Da? Și esența este, noi o să discutăm care este potențiala cauză de insuficiență hepatică acută, că de fapt asta este ideea, suntem în update hepatologi. Și până ne înregistrăm, eu vă spun, o idee, infecția cu SARS-CoV-2, a doua idee, insuficiența cardiacă, a treia idee, ați văzut că pacientul vine cu un bagaj de medicamente,
A patra idee, niciuna din enumerate este altceva. A cincea idee este toate expuse. Cum scanează? Putem să continuăm sau cineva vrea să mai înregistreze? Îl fotografiez. Atunci eu cred că acum dumneavoastră o să aveți un telefon toate aceste răspunsuri, încercați să alegeți ce este corect, dar noi o să vedem care este rezultatul activității noastre fructoase și ce păreri aveți dumneavoastră, pentru că medicina până la urmă este o artă de intuiție. Aha. Deci, aici au apărut idei, și acum încercați, vă rog frumos, să selectați, da. Avem numai 25 de minute, încercați, dacă e posibil, secunde, încercați mai rapid, ea că mai avem 13-12 secunde. Și încă o dată, infecție SARS-CoV-2, provocată insuficiență hepatică acută, insuficiență cardiacă preexistentă, afectarea hepatică indusă de medicamente, niciuna. Bun. Deci, referitor la infecția SARS-CoV-2, într-adevăr, noi vedeți ce înseamnă experiența în medicină. Noi, într-adevăr, acum cunoaștem că virusul respectiv are efect direct asupra hepatocitului cu hepatotropicitate și are un impact asupra și citolizei și evoluția acestea în fauste. Insuficiență cardiacă preexistentă. Sunt de acord și eu și vedem aici 50% din participanți sugerează, ea ca această stadă, da? Preexistentă, deteriorează metabolismul hepatocitului și, bineînțeles, în contextul și unei infecții, este un moment esențial. Afectarea hepatică indusă din medicamente. Eu pot să vă reamintesc, amiodoranul are efect de a induce steatoză hepatică. Nu este aceea din steatoză secundară. Dar aici ce e bine, e magru, vizicular. Deci, subliniez că acum o să vorbim despre momentul ăsta. Toate enumerate până la urmă, da. Dar haideți să vedem ce avem noi aici, da? Așa. Și care e situația? Într-adevăr, avem mai multe cauze. În primul rând, această presiune înaltă venoasă pe seama unei insuficiențe fracție de ejecție. Țineți minte, este 15. O presiune mare pe atriile duce o stază pe sistemul venii cava inferior și, bineînțeles, o stază în sistemul ficatului. Nu în ultimul rând, în momentul ăsta, noi acum cunoaștem o incidență destul de importantă a afectării hepatice și gastrointestinale în contextul COVID-ului. Și aceste două momente esențiale și au fost la baza dezvoltării acestor complicații. Din punct de vedere toxicității, medicamentele care au preexistat, fiindcă pacientul vine cu NR8 la internare, adică noi nu putem să zicem că cei din terapie intensivă au influențat, el deja vine cu insuficiență hepatocelulară importantă. Da, miodoranul ar putea să aibă un impact, dar nu este hepatotoxicitatea per se, este mai mult riscul de a induce o steatoză. Și în contextul ăsta, acum un pic de teorii care poate mai puțin esențiale sunt, dar în rezidențiatul în București a fost așa o mare fan de tradițional. Și am făcut vreo 3 ani de acupunctură, cursuri al lor. Și ei ne-au învățat atât de chestii sofisticate referitor la medicină tradițională. Și eu aici vreau să dau așa niște idei, ce spune medicina tradițională în contextul acestor interogări și medicina modernă. Și eu pot să zic așa, într-adevăr, interacțiunea între ficat și inimă este foarte aproape. Eu fiind ecografist, tot timpul mă uit în ficat și inima este alergă. Și atunci relația asta strânsă, într-adevăr, se reflânge și din aceste interacțiuni. Chinezii au mai multe idei și teorii referitor la interacțiunea asta. În primul rând, inima este un imperator al organelor interne.
El este cel mai important, care guvernează sângele și vasele. Dar noi dacă nu avem oxigen, nu avem viață. Și răspunde de performanțele corpului, da? Pacientul cu insuficiență cardiacă e de nimic, nu-i așa? De spirit, de conștiință, de gândire. Ficatul este general a organelor interne. El guvernează curgerea liberă a energiei în corp și, bineînțeles, stochează sângele. Dar sângele stochează duhul. Vă dați seama cât este de important. Și atunci partea lui, la fel, este una din cele mai importante. Mai avem o teorie extraordinar de frumoasă de 5 elemente. Aici ficatul este lemnul. Lemnul naște foc. Dar inima este foc. Observați că dacă arde lemnul, el dă foc. Dar focul în urma arderii lemnului distruge. Și avem aici o relație. Mama este ficatul, fiul este inima. Și relația este reciprocă. Lemnul dă naștere focului, dar focul distruge lemnul. Și atunci relația respectivă noi de fapt și o avem în medicina contemporană și relațiile într-adevăr sunt așa de sofisticate și practic aici toată viața omului. Zona asta de lemn, de foc, de capilară, asta este nașterea omului. Pe urmă merge cu pilărie, foc, da? Copiii ăștia de 2 ani, foc, nu? Observați așa? Pe urmă merge adolescența. Și observați, noi avem și unii relații din asta ca cine și pe cine distruge. Cred că o să avem o oportunitate de spune mai detaliat că este o planetă întreagă. Dar ce spune medicina modernă? Mama acolo atâtea le-am văzut cu cardiolipine, cu hepatolipine, cu Doamne ferește, el bălnădorul m-am uitat într-un zile, zic, nu vă zăpăcești. Esența ei. Prima când am vorbit despre relația o bolcerodă. Кардиомиопатия черотикулы, ушив, дисфункции дистоличи, диастоличи, гиперкинеза, увидим перманентно пациенты у чироза, у вазодилатель, периферичи, штин, туаты повести респективно. Акума майну, фикат уже акумулон импортанты на метаболизм получителов шелебидилы. Пала фикат в уградство, винит the most fashion pathology in the world. Тету думя, пробежьте акума диспри проблема респективы, швини интерес. Riscurile cardiovasculare sunt la bază. Și atunci noi avem aici două tipuri de relații. Ficat, inima și inima ficat. Primul caz a fost inima ficat. Da? Inima, fiind insuficientă incapabilă, a provocat o problemă hepatică. Haideți să vorbim ce se întâmplă cu steatoza asta. E o dramă, într-adevăr, observația că linia respectivă asta ceea ce se proiectează ca prevalență bolii ficatului gras până în 2040. 50% din populație va fi afectată. Zonele la moment mai afectate, America toată, Eurazia, cu Australia, cea mai în favoare este Africa, dar la sfârșit, nutriție, domnului primire. Ce facem cu riscurile? Am făcut și niște studii. Acum e o modă să facem risc scoruri, da, le facem. Cardiologii spun, facem numai scorul, acela e mai important, că sunt riscuri fatale. Dacă vrem să evaluăm populația cu steatoză, riscurile fatale 7% le găsim. Probabil că ar fi bine să facem framingamul adânc și că ei găsesc la vreo 30% cu riscuri mari și atunci noi suntem mai precauți, mai trimitem la cardiologii, mai făim, e contează asta. Hai să vedem un alt caz. Și aici cu doamna profesor vreau să vorbesc, care chiar ia ceva cu overlap-uri așa mai puțin specifice. Bărbat 62 de ani, masă ponderală 85, talie 1,67, indicele masei corporeale 27,8, supraponderal, fumător, vaccinat pentru B, sindrom metabolic prezent, diabetul 2 din 96, hipertensiune 96, dislipidemie. Infografic steatoza hepatică din 13. Tratament rosuvastatină, insulină, lactul, pisoprolol. Hai să facem următoarea idee, nu? Așa. Deci, cum abordăm pacientul, după părerea dumneavoastră? Test non-invaziv pentru a stratifica riscul de boală ficatului gras. Ecografia abdominală,
Test non-invaziv pentru fibroză sau facem elastografie? Deci încercăm să răspundem și vedem rezultatele. Așa. Deci, test non-invaziv 50% de respondenți. Nu știu pe care am gătit-o în publică. Deodată se vede că sunt pierd. Într-adevăr, scrinarea, până la urmă, aici și este ideea de scrinare. Pe cine scrinăm noi? Ați văzut dacă 50% avem o prevalență potențială, dacă scrinăm 50% falimentăm. Luăm factori de risc. Primul, supraponderalitate, 2, diabet, zaharat, 3, prezența riscurilor cardiometabolice. Avem aici diabet, zaharat, sindrom metabolic, ceva, avem și a treilea factor transaminazile mai mare în istoric sau rezistență de adulție macistică. Așa. Foarte bine. Datele biologice. Continuăm cazul. Alat, ASAT, glicemie 15, vedem citoliză cu prevalența ASAT. Apropo, când ASAT e un pic mai mare de ALAT, ce vă gândiți? A? Avem două variante atunci. E fibroză, e ciroză sau e alcool? Alcoolul mai mare de 2 trebuie să fie. Dacă ASAT-ul e mai mare de 2, ori ASAT împărțit la ALAT. Tot ce e mai puțin de 2 e fibroză. Așa, trigliceridii 1 și 8, trombocitele 167, bilirubina ok, albumina perfectă. Hemograma super, Ana. Там же многие чайки творили. Я, конечно, ну, что, трясут, дождь, дом, барбат, чин за что диань. Маркери, би, че, делта, негатив, вылза, ну, хемокроматоза, ну, ама, ну, астма, ну, антиалкрин, ну, как-то, ну. Хай се дискутем. Давай. Весь этот гений, этот гений, весь хаш, этот гений. Veți face biopsie la acest pacient? Hai să bifăm, bifăm, mai avem 16 secunde. Că da, nu, nu, ce, nu, odcudă, niciodată. Am făcut și noi așa că trebuie, că protocolul spune și n-a. 30-20. Jile, nu? Așa, hai să vedem. Nu facem. Facem. De ce? Că avem nevoie să facem diagnostic. Și avem nevoie să vedem periportală de fapt, de interfață, de ana. Aici chiar facem. Spuneți-mi, vă rog frumos, asta e steatohepatită nealcoolică sau metabolică asociată. Așa, că avem ceva care nu se încadrează în alcool. Ia ca unul din partea acestei terminologii. Eu nu degeaba ieri, prin domnul profesor, l-am agitat. Cum modificăm noi terminologie dacă sunt diferite lucruri? Atunci când noi ne încadrăm în zona asta strictă, atunci își zicem mafă, ok. Nu e așa? Și da, asta e o planetă întreagă. Hai să vedem mai departe. Și pot să zic că și noi ne-am gândit să facem ceva bun. Am făcut și un scor pentru stratificare care l-ați ales. Am făcut și un program de algoritmare și am făcut pe pacientul ăsta algoritmul. Am introdus numele, genul, anul nașterii, de unde este, toate datele biologice care am specificat. Am apăsat pe calculare, indicele masei corporeare, scorul acesta de index steatohepatitic metabolic asociat este 66. Scorul ăsta l-am creat. Tot ce este mai puțin de 48 nu este registratoză, metabolică asociată. De la 48 la 58 este nedeterminat, trebuie să reevaluăm pacientul. Tot ce este mai mult de 58 înseamnă 59 și mai mult și pacientul nostru prezintă 66, este necesar să fie evaluat. Ecografia, endocrinologul aici și noi vorbim ce anume, care e situația. Anume și aici vorbim, ați observat, ieri am vorbit despre momentul ăsta, domnul profesor, referitor la această modalitate de abordare multidisciplinară.
în model of care, da, modelul de îngrijire. Și noi avem aici necesar să stabilim ce facem, cine face, unde se face îngrijirea și cum incorporăm problema respectivă în sistemul de asigurare a sănătății. Și în contextul ăsta am creat ea ca varianta respectivă de abordare multidisciplinară și pot să spun că noi contem că acest scor va fi făcut de asistent de triaj. Nu de doctor, nu copilim doctorii, au treabă. Fiindcă tot este automatizat, asistenta de triaj introduce datele care le-ați văzut acum aici, nu trebuie să ai multe carte, pur și simplu știi cui și știi ce introduce. Sistemul automat ne stratifică pacienții și în contextul ăsta, noi putem, medicul de familie, să meargă deja să cunoască ce face cu pacient. Țineți minte, noi suntem în zona mai mult de 59, este foarte probabil că este boala ficatului gras metabolic asociată și noi avem nevoie să facem o stratificare în dependență de severitatea fibrozei. Toată medicina a noastră sugerează gastro. Eu zic la fel, gastroenterologul trebuie să se ocupe și de etiologie, mafrodiului, să spună care este cauza, respectivă să facă biopsie, da? Suntem de acord că să înțeleagă dacă este un afrodat cu ceva autoimun și să stabilească gradul de fibroză. Și dumneavoastră, eu aici am dat FIB-ul și acum o să vă dau și FIB-ul pacientului, da? Deci în cazul fibrozei severe, gastroenterologul urmărește și pacienții cu fibroză nedeterminată și severă merg la elastografie. Hai să vedem noi ce avem la pacient. Vă spun sincer, am făcut două scoruri. De ce? Având studiul respectiv, am observat pe 700 de pacienți că totuși pe pacient care nu are virus C cu Agerlap, NAFL de scorul fibrotic este mai bine venit, e mai sensibil. Și noi avem aici rezultat 0,6. Observat, da? Mai mult de 0,6-7. 675 este risc înalt de fibroză avansată. Fix aceeași chestie o găsim și pe fibru. Și atunci noi suntem în zona aceea roșie cu gradul de fibroză avansată. Ce facem? Elastografie, nu? Și ce facem noi aici? Ecografic. Pacientul evaluăm, vedem de semne de steatoză severă. Și eu cred că toată lumea știe toate semnele. Astăzi v-am adus niște chestii mai speciale. În zona vizicii biliare, între vizica biliară, ia câte o vizica biliară, și vena porta, observați aici o zonă neagră. Nu e tumoare, nu e hepatocarcinom, nu. În situația respectivă, bineînțeles, avem nevoie de un contrast. Dar asta e o situație de zonă fără steatoză, că e o circulație arterială mai importantă și atunci ea pur și simplu se spală. La fibroscan avem 12 kilopascali. Deci, da, e o fibroză, să zicem, moderată. Tot ce este mai mare de 15 va fi avansat. Recomandăm modificarea stilului de viață, terapie cu statine continuă, consultație endocrinologului, să vedem, rămânem pe lantus sau poate ne ducem pe alte variante și reevaluarea la 7 luni, dar așteptăm biopsie, că biopsia pentru noi contează ca să vedem ce avem cu anul. Deci, istența este. Căderea ponderală o abținem, 10 kg, modificarea indicele masei corporeale până la 24, evoluția o avem cu chestii pozitive, cu fibroscan în evaluare, biopsie o facem, nu avem semne de hepatită de interfață, evolutiv observăm la 6 luni ANA cu diminuarea titrului până la 100. După aceea mai repetăm iarăși 200. Fără niciun semn clinic de ceva idei, cu citoliza ați observat cu diminuare marcată după scăderea ponderală și s-o introdus în loc de insulina, metformina, mă rog, așa și au făcut pacientul, văd cât de cât compensat. Întrebarea mea. Facem biopsie acum, încă una. Avem ea ca fluctuația de ană.
avem ameliorarea steatozei, alatul a diminuat, indicele masei corporeale 24. Dacă mai avem 6 secunde, facem, nu? Facem? Nu facem? Ну, шьё, за какой-то не очень-то. Я как дома профессор вспомнила, хватит. А? Хватит, да. Навим диагностик, автомпик фропяза. Дар, вода тяма функции спуи у мой пачин. Ла трансаминази патлсэш. Хай сэмай пачин мулаур. А, да ну врел. Да дещик ёс май дини. Ёс и дурал мой дин. Да все мои мари проблемы есть. Noi nu avem și psihologul avem. Noi nu avem și psihologul. Și existența, absența sindromului de citoliz evident, chiar ne face fără putere. Noi cum putem convinge să-i facem grupa o dată? Că prima grupă nu ne-a dat nică. Și e că întindem treaba. Eu am spus, ei, hai, așteptăm pe dreptul. De fapt, am citit încă o dată, dar au spus că e foarte nespecific. Este un sindrom de necroinflamație periportală cu ceva fără semne evidente. Dar eu să vă spun sincer, histopatologii, poate ăștia mai experimentat pe genul Mechianu, dar și el a devenit foarte așa atent la ceva florit, care și studentul de anul întâi la școală medicală știe, da. Dar e că chestiile astea nici cu noi, nici cu voi, hai să mai vedem, hai să vedem ce faci, dacă o facem în fior de citoliză, dacă... Da, păi asta, și clinic noi avem ghine, da, Ana, și acum ne gândim, poate Ana vreau. Nu, păi repetat. Repetat, da, și niciodată nu a fost... Până la 1,40, 1,80, noi putem să o avem și în steatoză. Da, dar nu e așa, este o tutură de sus. Da. Și referitor la situația respectivă, partea endocrinologului. Noi știm că pacientul cu sindrom metabolic, cu steatoză preexistentă, esența este, nu lăsăm la îndemână medicului de familie. Prezența sindromului metabolic și steatozei necesită o evaluare din 6 luni endocrinologului. Că noi avem nevoie să monitorizăm foarte aproape metabolismul glucidic. Și încă o întrebare de la histologie, era micro sau macrovezicular steatoză? Era macrovezicular. Macrovezicular și 15%, nu-i doamne ferește, nu-i ceva. Și eu presupun că după scăderea ponderală și ameliorarea ecografică, ea e mult mai bună. Și eu mă gândeam că, mă rog, nu, într-adevăr, nu proces microinflamator dramatic. Și eu vreau să finalizez relația inima și ficat. Este foarte apropiată și esența că orice emoția noastră corespunde unui organ. Când noi suntem supărați, ficatul suferă. Când suntem foarte înviorați, inima suferă. Când suntem foarte îngândurați sprina, când suntem posomorâți plămânul, dar când avem frică, rinichiul. Vă rog frumos, aveți grijă de emoții. Bine. Dacă aveți întrebări, mulțumim frumos, doamna doctor, doamna conferențiar, ca de obicei, o prezentare plină de inspirație, așa să zicem, creativitate, inspirație. Sper că aceste cazuri ne-au pus să reflectăm asupra faptului că avem o multitudine de pacienți la limită. Cum zice doamna doctor, nici balai. Deci ăștia pacienți necesită de la noi cea mai mare supraveghere și mai atentă supraveghere. Avem multe măști la anticorpi autoimuni, multe boli care pot să se asocieze cu titrul înalt de anticorpi autoimuni. Și totuși, pentru noi, la noi în hepatologie, titrul de 1 la 320, predominare de ASAT, ne face numai decât să stăm cumva și la dubii, să nu fim 100% convinși,
că este o boală metabolică a ficatului, dar supraveghem pacientul în timp, mai avem și alții indicii, alții anticorpi autoimuni, imunoglobulinele G, care au fost făcute, da, și cred că sunt normale, deci trebuie să supraveghem pacientul respectiv. Mulțumim frumos! Dacă sunt întrebări din sală, poftim. Dacă nu, invităm următorul raportor, doamna doctor conferențiar Lucia Cobâltean, cu disfuncții hepatice în bolile inflamatorii intestinale. Bună ziua, bună dimineața, de fapt se spune, din câte știu eu, până la 12 pentru toată lumea. Bucuroasă să vă salut. Ceva i-am făcut anume. Deci bucuroasă să salut toată lumea, în special la sfârșit de săptămână, după o săptămână plină de lucru, după o săptămână încărcată pentru noi toți. Cei mai curajoși, cei mai plini de forță, care s-au trezit necătând la timpul de afară, s-au trezit și au decis să vină totuși aici, necătând că ați avut o oportunitatea să fiți și online alături de noi. Înseamnă că totuși vă impresionează mai mult discuțiile tet-a-tet, să fie, să ne vedem, să încercăm să ne spunem opiniile și să discutăm în marginea cazurilor clinice a noastră. În primul rând, vreau să fiu organizatorul acestui eveniment frumos, un eveniment micuț de vârstă, da? Un eveniment extrem de tânăr, care este doar la 3 ani de zile. Sper să fie crescut cu grijă, să ajungă la etape mult mai înalte, să fie mult mai matur și să fie foarte impresionant pentru toată lumea și productiv pentru noi toți. Mi s-a părut foarte interesantă situația de discuție a cazurilor clinici, cu atât mai mult în contextul asocierii mai multor maladii. Atunci când noi vorbim de sindrome overlap, atunci când este asociere, între patologii din cadrul tubului digestiv, hepatice și implicarea altor sisteme, care cumva noi, specialiștii care suntem cu o specializare mai îngustă, cumva așa parcă ne-am teme de ele, pentru că nu le vedem chiar zi de zi. Și în ultimul timp ele devin tot mai frecvent, mai aparente și ne dau bătăi de cap. Pentru mine au fost foarte interesante prezentările colegilor atât de la pulmonologie, atât de în cadrul departamentului de cardiologie și reumatologie, pentru cei care au fost de la Institutul Oncologic, au venit cu situații noi. În același timp, noi, în cadrul disciplinii noastre, avem și noi patologii care se pot lega una de alta. Și până necătând la faptul că sunt cunoscute de peste 50 de ani, deci și la ziua de astăzi rămân unele întrebări. Haideți să vedem un caz clinic așa, când vine un pacient tânăr la noi, pacient de 20, peste 20 de ani, sex masculin, fără deprinderi nocive, fără careva patologie anterior cunoscute și, deci, cunoscut pe moment, da? Deci, deja cu un istoric prezent, cu debut a unei patologii de 2 ani de zile, cu un sindrom astenic și subfebrilitate. De start, pacientul a adresat diferitor specialiști, căuta cauza subfebrilității. Ulterior, în decurs de 6 luni de zile, deci fără un tratament careva specific, pentru că nu era claritate. În decurs de 6 luni de zile se instalează un sindrom de greutate și disconfort în hipocondrul drept. La investigații, pacientul a fost spitalizat, a fost în secția hepatologiei, se identifică date de modificări a probelor hepatice, în special din contur sindromului de citoliză și colestază, mai târziu o să arăt o dinamică ușoară, markerii virali evaluați negativ, date ultrasonografice de hepatomegalie și o ecogenitate crescută în parenchimă hepatic, fără o specificitate descrisă, ceea ce de fapt găsim noi practic în majoritatea ecografiilor ce le primim. Luând în considerare sindromul acelui colestatic pronunțat, s-a decis la un pacient tânăr din start de a face o colangioremie care ne-ar fi dat răspuns la toate întrebările, luând în considerare că ultrasonografia nu ne spune despre careva modificări în arborele biliar
și vezicabilare. Și iată că așteptările noastre au rămas fără răspunsuri aici. Primim aceeași date tehepato, splenomegalie ușoară, dar aici identificăm o limfoadenopatie a ganglionilor în hilul hepatic. Ce ne pune, ne dă întrebări, suntem fără răspunsuri. Neavând o oportunitate de moment, pacientului se indică tratament pentru ameliorarea colestazii și respectiv evaluarea markerilor autoimuni. De multe ori se întâmplă că din start serios, după care pierdem confianța pacientului și în decurs de 2 ani de zile pacientul dispare din vizorul nostru fără a pune întrebări, menținând situația anterioară. O situație de alt gen îl face să se adreseze la noi atunci când el vine cu scaune semilichide de 7-8 ori pe zi, inclusiv și noaptea, care conțin periodic sânge și mucus, balonări prezente, scădere ponderală în decursul a 3 luni de zile la un băiat de 23 de ani, îi pune întrebări. El decide să se adreseze, respectiv sindromul dolor se menține și sindromul astenic prezent. Venind cu asta, sigur că atunci când primul moment care îl vedem noi, că este sânge în scaune, prima idee ce ne apare este, sigur că endoscopia digestivă inferioară, care așteptăm să ne dea răspunsul. S-a efectuat o endoscopie, da, a fost una calitativă care a fost efectuată complet. În afară de aceasta, specialistul a fost competent și a luat 6-8 ani din coasa colonului și ne-a răspuns la întrebare că este vorba despre o pancolită erozivă, atât în aspect endoscopic, cât și în aspect histologic a fost confirmată în toate biopsiile respective. Am promis că vă arăt ce se întâmpla în evaluarea de laborator acestui pacient. Este și o dinamică ușoară aici, vedeți sindromul de citoliză persistent, colestaza, valorile gamma-glutamil până la 170, fosfataza 626, cele mai multe valori. Din start, imunoglobulinele absolut normale în timp ies în evidență imunoglobulinele G și datele markerilor autoimuni, unele numite schimbate, da? Persistența anticorpilor, deci adenilului dublu catenar și rămân totuși LKM-ul rămâne pozitiv, adică se pozitivează în timp. Deci totuși patologia colonică ne-am confirmat-o, rămân întrebări referitor ce se întâmplă cu ficatul, de ce avem așa date de colestază, ce se întâmplă cu citoliza. Se începe o evaluare mai amplă a pacientului, care la datele ultrasonografice iarăși nu primim careva răspunsuri absolut clare, doar și aici se văd ganglionii limfatice în hilul hepatic, fără date de o hipertensiune portală, colicistul chiar atrage atenția aici. Dacă suntem foarte atenți, atunci grosimea pereților colicistului sunt până la 5 mm. Alte date de dereglări în arborele biliar sau la nivel de evacuare a bilii nu au fost determinate și avem, s-ar părea conform dimensiunilor, nu este vorba de o splină mărită în dimensiune, în schimb oare o suprafață este prevalentă asupra areei normale. Aici avem și datele referitor toplerului, care nu au arătat date de hipertensiune portală prezentă la pacient. La evaluarea fibrozei hepatice prin elastografie, totuși identificăm o coeficient de rigiditate la 8,3, atribuită nivelului F2 de fibroză hepatică, fără date de steatoză. Fără ca să cunoaștem care este un factor, de fapt, care a dus la acest proces. Aici doar am vrut să arăt, s-au făcut remene repetat la etapa respectivă și sunt imaginile primului remene, după care urmat peste un an de zile un al doilea remene în regimul același cu angiopancreatografic,
care de fapt în concluzie, da, avem dimensiunile, le avem concluziile anterioare și ne spune că nicătând la situația care s-a petrecut, e vorba despre date practic neschimbate în decursul de aceștia 2 ani la nivelul ficatului. Totuși, care este diagnosticul? Nu am dat de semne de hipertensiune, nici biliară, nici de subversogeană, ce se întâmplă? Uite, aici vine să ne ajute pe opsie hepatică, pentru că nu găsim răspuns, nu dăm de capăt. Și de multe ori, nici biopsia hepatică nu tocmai ne dă toate răspunsurile, fie din cauza că a fost făcută o singură biopsie și aspectul patologiei este mozaic, fie din cauza că este într-un stadiu la un moment mai exprimat în patologia dată. Și aici am găsit fibroza aceea ușoară. La biopsie așa a fost explicația și un tablou sugestiv din colangită nespecifică, fără o precizare ca de fapt. Deci totuși ne mai rămân alte semne de întrebări negativ la evaluarea aceasta invazivă care ne-am propus. Oricum, să fim și noi în zona respectivă, care am zis că uneori ne mai axăm și pe diagnostice probabile, negătând la faptul că s-ar părea că avem criterii destul de așa mai mult plus spre diagnosticul acesta, am mers pe varianta de colangită sclerozantă într-un stadiu incipient și desigur că colita ulcerativă o avem confirmată și o putem pune tot dintr-a dins. Asta este situația. Ca să mergem puțin să facem un pasaj așa teoretic, să ne aducem aminte unele momente. Norocul meu a fost că acum recent, deci un an de zile are, ghidul Asociației Europene pentru Studiul Aficatului referitor colangitei sclerozante primare, care pune unele repere și ne dă unele direcții ca să evaluăm, să monitorizăm pacientul și când și la ce atragem atenția. Pornind din definiție, foarte simplu, foarte clar, colangita este inflamație. Noi căutăm inflamație, deși noi știm colangite pe o multitudine de cauze. Că este sclerozantă de cerebral ce se petrece în dubluri. Primară, de fapt, denumirea de primară, rămâne din cauza etiologiei necunoscute nici până la ziua de astăzi. Aici, într-adevăr, cumva să încadra anumite criterii, pacientul nostru este un bărbat. De fapt, aspectul clasic al pacientului cu colangită sclerozantă primară, deci este un bărbat tânăr, colită ulcerativă și manifestări a unor probleme hepatice. Prevalența, o vedeți și incidența, nu este mare, este considerată o patologie rară, în schimb, este asociată cu boli inflamatorii intestinale până la 80%. Suntem obișnuiți să vorbim de colită ulcerativă, deși datele de literatură descriu și cazuri ceva mai rare de asociere cu boala Crohn. Absolut în toate cazurile, în toate studiile clinice demonstrează că cumva nici boala Crohn, nici colită ulcerativă asociate colangitei sclerozante primare nu sunt absolut clasice. Cumva procesul inflamator este ceva mai diminuat, gradul de activitate este mai jos și răspunderea la tratament a bolilor inflamatorii intestinale asociate cu colangitei sclerozante primare, evoluția este mult mai benignă. Un alt moment, de ce este indicat să se facă atâtea biopsii și din toate zonele, vedem și mai târziu cum facem managementul, pentru că ceva absolut necaracteristic, procesul inflamator în colită este mai accentuat în partea dreaptă a colonului. Deci ascendentul va fi un proces mai accentuat de inflamație. Ceea ce până la ziua de azi nu găsim cu claritate în literatură. Dacă privim istoricul natural, de fapt, a colangitei sclerozante primare, atunci noi avem o perioadă preclinică când vorbim doar de o inflamație la nivelul arborelui biliar cu prezența colitei sau cu prezența unei boli inflamatorii intestinale. Aici putem găsi doar date biochimice modificate. La instalarea fibrozei deja, atunci când ne apar
momente clare de colestază, sigur, ne va ajuta remeniurile circulante angiocardiografice. Celelalte momente evolutive, cu instalarea hipertensiunii portale, cu apariția complicațiilor și fibrozei până la F4, vor induce în timp sigur că la același transplant hepatic. Evoluția este extrem de neașteptată uneori și ne facem să fim atenți pentru că destul de frecvent se asociază în cadrul acestei patologii atât colangiocarcinom, cât și cancerul de vezică biliară. La fel, dacă este vorba de prezența polilor inflamatorii, este vorba de adenocarcinomul colonic și, desigur, și carcinomul hepatocelular are loc aici. În acest context, este propus un algoritm de diagnostic în patologiile colestatice. Atunci când avem date a markerilor biochimici prezenți, sigur că prima va fi vorba despre ultrasonografia care a încercat să ne dea răspuns dacă avem date de modificări în arborile biliare. Vor fi în capul mesii anticorpii autoimuni, ceea ce am făcut aici, în dependență de ei vom decide care este patologia în cauză sau, dacă nu avem răspunsuri, următoarea etapă, desigur, va fi colangioremeneul. În cazul în care nu avem răspunsuri nici aici, în stadii primare, biopsia hepatică este necesară, ceea ce și a fost făcut în cazul clinic, da. Dar să știți că și biopsia nu de fiecare dată ne dă întrebări și ne dă răspunsuri. Și atunci noi mergem pe varianta evaluării genetice, pentru că este clară implicarea genetică în patogenia acestor patologii. Când trebuie să facem biopsia? Pentru că în cazul anterior vorbeam, facem biopsia sau nu. În cazul patologiei date, o facem atunci când avem pacienții suspecți și nu avem răspunsuri clare la colangioremene. Colangioremene de înaltă calitate este considerat și descris în ghiduri într-un centru unde rezultatul este descris și evaluat cel puțin de doi experți de talie înaltă. Dacă nu ne-a dat răspuns, este necesară biopsia. Și în cazul în care avem pacienții care cu tot dintr-adinsul putem presupune o asociere și de hepatită autoimună, persistența transaminazilor înalte, ceea ce nu este tocmai foarte caracteristic pentru colangita sclerozantă primară, cu atât mai mult dacă este vorba de creștere în imunoglobulinelor G, atunci este necesar să se facă biopsie pentru certitudinea diagnosticului. De fiecare dată vorbim de stratificarea pacienților și de anumite criterii. La ce sunt necesare? În primul rând, atunci când ne stratificăm pacienții, vom avea idei ce facem cu ei, care va fi managementul acestor pacienți, ce se va întâmpla cu ei, ce trebuie clar să le facem și la ce etapă. Aici, în patologia dată, avem pacienți cu risc scăzut, deci sunt cei care sunt fără date de ciroză, sunt afectate doar punturile mici, sunt pacienții care practic asimptomatici sau și cu date de laborator absolut normale. Cu atât mai mult este vorba despre un coeficient de elasticitate mai puțin de 6,5 și dacă și sunt unele date de modificări la RMN, atunci ele sunt minimale. Cei cu risc semnificativ vor fi cei cu valori deja modificate biochimice și un coeficient elasticitate mai mult în termen. Iată care va fi dinamica, iată care va fi evaluarea pacienților, ce trebuie să le facem când, pentru, în special, atunci când nu avem absolut un diagnostic clar, când trebuie să evaluăm pacienții. La fiecare 12 luni, atunci când avem un diagnostic probabil și atunci când avem un pacient cu risc scăzut, și la fiecare 6 luni pentru pacienții cu risc semnificativ. Sigur că testele de laborator, obligatoriu este indicată colangioremene la 12 luni în cazul pacienților cu date incipiente de modificări la nivelul arborilor biliar. Este indicată o colonoscopie cel puțin
o dată la 5 ani în cazul pacienților care nu prezintă din start o boală inflamatorie intestinală și desigur că un alt aspect va avea atunci când pacientul deja este politoulcerativ. Și deci și elastografia pentru evaluarea progresiei patologiei. Avem necesitate de evaluare suplimentară în cazul în care apar simptome noi pe perioada evaluării pacientului. Dacă avem o creștere a coeficientului de elasticitate, deci ce ne vorbește despre avansarea fibrozei, cel puțin cu mai mult de 1,5 kilopascali pe an, este necesar să avem o suspiciune în anumite direcții. În primul rând, sigur că suspiciunea aia va ține colangiocarcinomului, ceea ce ne impune să aplicăm acei markeri, deși nu sunt tocmai absolut strict caracteristici, dar aceasta ne va da posibilitate să decidem referitor colangio-remeneului sau colangio-pancreatografie retrograde la necesitate cu prelevare de anumite preparate histologice. În același timp, la apariția zenilor sau în cazul nerespunderii la tratament, este necesară evaluarea imunoglobulinelor proteine, în special dacă este posibil să facem fracție IgG4, deoarece o multitudine din colangitele sclerozante, practic până la 60%, pot fi parte componentă a acelei boli sistemice asociate imunoglobulinei G4. Și desigur că dacă avem date referitoare hepatitei autoimune, se ia în considerare biopsia hepatică. În cazul prezenței hipertensiunii portale, într-un stadiu avansat, desigur că endoscopia digestivă superioară este necesară și de fiecare dată să verificăm compleanța pacientului. Ce facem în cazul când avem o asociere deja de start, nemijlocit și în cazul dat? Este necesar obligator să se facă endoscopia cu evaluarea biopsiilor din toate porțiunile colonului, inclusiv și ilionul terminal, deoarece riscul de apariție adenocarcinomului este destul de înalt. Chiar dacă în anumite porțiuni de colon nu sunt date de proces inflamator sau nu sunt leziuni caracteristice, oricum biopsiile sunt necesare. În cazul supravegherii anuale a pacientului cu boală inflamatorie, este necesar să se facă endoscopia o dată la un an, cel târziu până la 2 ani de zile. Și în alte cazuri, deci odată la 5 ani. Ce ne spune ghidul în tratament? Discuțiile sunt diferite. Încercările au fost multe. Oricum, acidul sodiuxicolic rămâne preparatul de bază. Dat fiind necunoașterea etiologiei, acesta este considerat preparatul de bază și doza acceptabilă rămâne la 15-20 mg. S-a încercat creșterea dozei de acidul sodiuxicolic care nu a pus nicio valoare în eficiența tratamentului sau cumva nu a influențat parcursul bolii. De aceea nu s-a considerat necesar și eficient de a schimba doza. Terapia imunosupresoare, eu oricum dacă vorbim despre ce patologiile ambele sunt cu caracter mecanisme autoimune, rămâne întrebarea ce facem cu corticoterapia, pingerele imunosupresivele și preparatele biologice. Ele nu sunt recomandate din start pentru tratament de rutină a colangitei sclerozante. Doar în cazul în care avem date biochimice sau histologice sugestive pentru proces autoimun activ, în special asociere de hepatită autoimună, atunci aceste preparate sunt considerate drept necesare în terapie. De fiecare dată este necesar să fim atenți și să monitorizăm acest lucru. De asemenea, nu se recomandă utilizarea corticosteroizilor nici în cazul colangite sclerozante asociate IgG4 în stadiu incipient, atunci când avem date doar de modificări periferice ușoare. Nici atunci ne gândim că acesta este, de fapt, o răspundere extrem de bună. Cum se indică atunci când mergem pe terapia corticosteroidă? Avem acele faze de inducere și de menținere a remisiunii,
Inducerea sigură se face cu prednizolon, doza maximală până la 0,7 mg la kilocorp, după care, după răspunsul la tratament, trebuie obligator să aibă loc scăderea cât mai rapidă a acestor preparate. Este necesar, după posibilitate, la 2, cel târziu la 4 săptămâni, să încercăm să ieșim de pe ele. Sigur că tratamentul de menținere pentru a scade doza de corticosteroizi va fi acompaniată de imunosupresoare, care le cunoașteți foarte bine. La fel, rituximabul ar fi ca o alternativă, în special pentru colocita IgG4, doar în cazul în care sunt procese cu avansare rapidă și în cazul în care este vorba despre o recidivă. Un semn absolut persistent la pacienții cu boli colestatice este asocierea fluidului butanat, care de fapt de fiecare dată alterează starea, alterează calitatea vieții pacientului. Sunt considerate de primă linie, drept terapie de primă linie acestei probleme, este bezafibratul. Ne gândim că noi, toată lumea, ne-am obișnuit să lucrăm cu colesteramina. Aici nu are date absolut clare că va fi eficientă în cazul colangitei sclerozante primare. Terapia de a doua linie este rifampicina și, negativ la efectele adverse, ea este binevenită și ea este considerată necesară. Alte preparate sunt la moment în studiu și vor prezenta ulterior eficiența lor. Cazul pacientului nostru, care este cu boală inflamatorie și colangită sclerozantă, deci este necesar, în conformitate cu ghidurile clare prezente, cu atât mai mult prezența unui protocol clinic național, acum recent adaptat, în special în colita ulcerativă, deci toate direcțiile sunt direcționate în vindecarea mucoasei. Ca și concluzie, deci aici, negătând că este o patologie rară, se asociază frecvent cu patologii inflamatorii intestinale. Până la ziua de astăzi rămâne loc pentru studii aici, atât în elucidarea clară a interacțiunii, a persistenței, a coexistenței acestor patologii din punct de vedere patogenetic și cred că stabilirea factorului cauzal ar crea oportunități optimale pentru tratament la acești pacienți. Ca un mesaj important să ținem minte că dacă avem un pacient cu boală inflamatorie intestinală, evaluarea problemelor hepatice este necesară. Dacă nu sunt, noi vom face o evaluare pe viitor, în ani. Dacă le-am găsit, trebuie să fim atenți că într-un final putem să ne trezim cu un colangiocarcinom sau o altă patologie oncologică. Bucuroasă de conlucrare pentru toată lumea. Felicit doamna profesor cu formarea unui început 3 ani în urmă. O felicit că a rămas în progres și sper că colucrarea împreună în echipă o să ne dea un viitor. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, doamna doctor. Încă o dată, doamna conferențiară a tras atenția la bolile astea de limită sau overlap-urile, cum le zicem noi, sau zona gri, cum îmi place bine să le zic. Sunt niște boli care necesită o experiență și un profesionalism ca să le putem conduce și supraveghea în dinamică. Doamna doctor, cum să fim fără discuții? O întrebare o am eu. Nu v-ați gândit cumva să excludem colangita autoimună IG4 la pacientul respectiv? Exact. Am văzut și IgG-ul acolo era mărit, Ana era mărită. Și da, mă gândeam în cazul ăsta cumva să excludem și colangita IG4. Evident. În situația dată ne-ar fi foarte bine venită biopsia cu identificarea celui imunohistochimie, cu impregnare IgG4 este varianta oportună. Vedem dacă ar fi posibil efectuarea acestor momente la nivelul Republicii Moldova. Și la ziua de astăzi, pacientul cum este pe corticoterapie, care este Inclusivă,
Procesul inflamator cu urmările în scăpire. Citoliza, da, este, s-a rezolvat citoliza, dar citoliza s-a rezolvat înainte de corticoterapie. Nu a fost legată de asta, a fost legată doar de ameliorarea, doar de ameliorarea colestazii. Colestaza se menține, dar este mult mai joasă decât din stat. Problema este că colangita IgG4 asociată, să zicem că ar avea o clasificare clinică, nu. Este cunoscută doar clasificarea imagistică, cele patru tipuri în dependență de nivelul de afectare. Colangiorenien nu mi-a dat un răspuns ca să încadrăm cumva pacientul într-o colangită de genul ăsta și, în bun moment, știm cu toată lumea că colangita IgG4 cel mai frecvent este asociată cu o pancreatită autoimună și se întâlnește la pacienți nu de 20 de ani, dar la o vârstă peste 60. Și asta cumva ne lasă totuși cu întrebări doar. Deși în medicină totul este posibil. Într-adevăr, este așa și însuși răspunsul la imunosupresie este așa o speranță că nu este numai... Răspunsul la imunosupresie pentru inflamația colonică. Dar pentru inflamația hepatică? Probabil, dar la moment cum avem citoliza și colestaza? Colestaza se menține mai jos de nivelul 1 și 5 alcalin fosfataz? Da, ceva mai mult. A, ceva mai mult. Cu fără sindrom de citoliza la moment. 40. Nu am pus pacientate, dar am dat el destul de mare. Ideea este că, da, noi este necesar să supraveghem pacientul ăsta în dinamic. Pentru noi un răspuns la corticosteroizi este un diagnostic, așa să zicem. Dar, un da, vector. Da, un vector. Un vector asta, de gândire. Sugestiv. Dar important este că aici avem și colegii din imagistică care cât ceva ne vor clarifica, cred că, la întrebările noastre. Este ca să conlucrăm, să colaborăm cu ei, ca să avem niște elemente definitorii când trimitem pacientul la imagistică, că noi așteptăm răspunsuri. Altfel vin de la imagistic fără răspunsuri și noi iarăși rămânem, mai facem o biopsie, mai facem o biopsie. Încă un moment la care de atras atenția aici, de ce se pune întrebarea pacientul ăsta face asocieri dintre boli hepatice, colestatice și boală inflamatorie intestinală, este limfoadenopatie cea hilară, parahilară, care ne face așa un semn de întrebare, dar nu cumva o fi o boală autoimună colestatică. De fapt, mai frecvent se întâlnește în colangita biliară primară, dar avem și cercetări destule care ne arată că este un semn sugestiv și în alte boli autoimune colestatice, mai ales asociată cu boală inflamatorie intestinală. Și cu siguranță că pacientul respectiv face un sindrom de colestază încă nedeterminat și necesită să-l supraveghem în dinamică și să vedem care este rezolvarea acestei situații. Iar doamna conferențiar ne-a arătat și ne-a demonstrat chiar foarte clar și bine de liete despre asocierile acestea dintre bolile inflamatorii intestinale și bolile autoimune colestatice care pot trebui luate în considerare și de le monitorizat. Vă mulțumim frumos! Stadiile precoce a bolii sunt cu multe fețe. Extrem. Ca de fapt și fibroza 0F1 care stai la îndoială, ca fibroza severă sau este sau nu este fibroză, o putem determina prin diferite metode. Și ați observat elastografia 2 de biopsie LICE, fiindcă e citoliză. Și aveți grijă cu elastografia în citoliză, că nu e în tocmai ce roză este. Absolut. Nu sunt, da. Nu! Fibroza pirinductală, fibroza care nu apărează sau în colangita autoimună sau în colangita biliară. Păi de asta mai și spun, da, de multe fețe. Dar noi de asta și stăm la dubii cu cazul ăsta și mai mult totuși s-ar încadra în colangita IgG4. Pe de o parte, pe de altă cu răspuns pozitiv la imunoglobulina. Da, de făcut imunoglobulina G4 care se face la Sinevo. Da. Îi scumpă, dar o facem și avem un răspuns măcar careva. Deci noi, de fapt, trebuie să menționez asta și la început, să nu-mi uit partenerii care ne susțin în crearea evenimentelor respective. Partenerul de aur a evenimentului respectiv este compania Sinevo. Și partenerii de argint, avem doi parteneri de argint, asta este compania Cârca și compania Zentiva, pentru care le mulțumim că ne susțin și sunt alături de noi.
Și vreau să spun că la Sinebu se efectuează această analiză, imunoglobulina G4, și mă rog, ar fi poate cumva de recomandat de efectuat investigația respectivă. Mulțumim frumos, este un caz care ne pune să ne gândim, cercetăm, să studiem și să ajungem cu soluția. Ulterior, având în vedere că cazul prezentat cu colangitele biliare, primare sau sclerozante se consideră boli rare, mai avem o discuție despre boli rare, o comunicare din partea doamnei doctor gastroenterolog Veronica Cumpătă. O să ne prezinte tot sub formă de caz clinic boala Wilson, care de fapt este o boală rară, dar este boala și trebuie diagnosticată. Dacă e rară, asta nu înseamnă că noi nu suntem supuși acestei boli. Avem așa pacienți și avem criterii stabilite pentru a fi diagnosticate, deși avem o serie de cazuri care stau iarăși în zona aceasta sură, când ne pune să îi evaluăm în dinamică și doar în dinamică putem observa rezultatul. Poftim, doamna doctor. Bună dimineața! Mă simt așa onorată, emoționată să fiu alături, să prezint la acest eveniment frumos alături de profesori, de conferențiari pe lume național și internațional, alături de medici cu o practică imensă în spatele lor, de la care putem să furăm câte ceva, chiar foarte multe, și să aplicăm în practica noastră. Mulțumesc medicilor prezența eveniment atât fizic cât și online, celor mai rezistenți, care sunt alături de noi. Sper că prezentarea de astăzi este o prezentare care să vă ofere acele recomandări, acele sfaturi și date care ați putea să le aplicați în lucrul noastră practic, atât în Chișinău, cât și în altul orășel din Republica Moldova. Ne-am bazat pe o serie de cazuri clinice care mai mult au fost analizate retrospectiv pentru a evidenția heterogenitatea clinică a acestei maladii. Boala Wilson este o tulburare genetică care este determinată de prezența mutației la nivelul genii ATP7B, cu derelare metabolismului cuprului și acumularea acestui metal în diferite țesuturi, în special în ficat și creier. În 1912, când neurologul britanic Samuel Kinner Wilson și-a editat teza sa de doctorat, el a menționat că este o patologie cu degenerescență reticulară progresivă, o tulburare neurologică familială care este de fapt asociată cu ciroză hepatică în majoritatea cazurilor. De fapt, el o descria ca o constatare remarcabilă și foarte curioasă, dar care nu influențează într-un fel anume calitatea vieții sau evoluția patologiei de bază. Deși în studiul său au fost depuse pacienți cu ascită, cu hemoragii digestive și iftere, la momentul respectiv patologia era în faza inițială de descoperire, undeva aceste modificări au fost nu asociate cu tulburare neurologică, dar erau într-un fel catalogate în alte cauze. Boala Wilson deci se prezintă cu o varietate mutațională extremă. Se cunosc deja peste 3.000 de mutații care au fost deja identificate, dintre care în jur de 900, aproape de 1.000 sunt determinate ca cauzatoare de boala Wilson. Respectiv, aceeași mutație poate evolua diferit la acești membri de familie sau în formă homozigotă recesivă poate avea o anumită de evoluție în asociere cu alte de mutații, alte de evoluție, ceea ce îngreunează foarte mult stabilirea diagnosticului și confirmarea acestuia. Diversitatea fenotipică este la fel extremă, ei se mai spune o mascarată clinică, datorită că nu întotdeauna poți să prezici prezența acestei maladii la un pacient hepatic. De fapt, boala Wilson este una din bolile hepatice orfane, despre care se credea să se cunoaște foarte mult și totul este clar. Dar deși încep să studiez mai mult, am realizat eu personal că practic nu cunosc nimic. Deci, deoarece fiecare studiu, fiecare articol ne descoperă mult mai multe lucruri și mult mai multe întrebări ne apar. Recent, în ajutorul nostru, a venit un ghidul practic elaborat de Asociația de Studiu Britanic anul acesta. El ne direcționează
funcționează în investigații și în management și undeva ne-a răspuns la mai multe întrebări ce ar trebui să facem cu acești pacienți. Lucru care, important, care îl menționează este că orice pacient, adult sau copil care are o boală hepatică, indiferent de etiologia acesteia, trebuie efectuat ceroplasmina serică, care este un parametru, de fapt, inclus în acele criterii de diagnostic a bolii Wilson. Adică trebuie să fie evaluat ca examen de rutină. Aceste recomandări vin în cadrul, având în vedere că se consideră că boala Wilson este mult mai frecventă decât se considera anterior. Dar fiind foarte multe forme simptomatice sau overload simptome care nu întotdeauna ne arată un tablou clinic clar. De asemenea, tuturor pacienților, indiferent de vârstă, care au parkinsonism, distonie sau tremur, celor cu hemoriză inexplicabilă, boli hepatice inexplicabile sau asociere acestor diferite tulburări neurologice și iarăși aici atenție, nu orice boală hepatică asociată cu o tulburare neurologică este boala Wilson și celor care au un grup de risc pentru tulburări neurologice ca o analiză agravată. Heterogenitatea fenotipului hepatic este foarte divers de la asimptomatic până la insuficiență hepatică acută. De obicei, hipersplenomegalia izolată sau sindromul citolitic asimptomatic sunt detectate în cadrul screening-ului familial sau la un examen de rutină obișnuit a pacientului sau în cadrul altor maladii. De aceea, orice pacient care are probe funcționale anormale hepatice necesită a fi detalizat de publicare anamnestică, anamneza eredo colaterală care va include nu doar anamneza bolii, dar și anumitor a rudelor de gradul întâi părinții, dar ne vom interesa despre bunei, străbunei, unchi, mătuși, deci aici este foarte important, în special pentru maladia Wilson, perișori, consumul recent de alcool, să excludem o abstinență acută a alcoolului, administrarea de medicamente hepatotoxice la femei sau la amenorie inexplicabilă, la copii întârzierea în pubertate, deci aceste ar fi semne de întrebare care ne-ar dirija în direcția bolii Wilson. Atunci când avem o hepatită acută sau o hepatită cronică, indiferent de ce un pacient cu o hepatopatie primară care s-a adresat la noi, boala Wilson trebuie să fie inclusă în diagnosticul diferențial, chiar dacă avem deja certitudinea de prezența altor maladii, după cum se face diagnostic diferențial cu practic toată hepatologia, să zicem, o parte din mare de boli hepatice, deoarece prezența altei maladii hepatice nu exclude boala Wilson și boala Wilson niciodată nu exclude alte maladii hepatice. Ciroza hepatică deci poate fi diagnosticată asimptomatic, iarăși la un examen de rutină sau în cadrul pacienților cu tulburări neurologice în cadrul bolii Wilson, atunci când le evaluăm complex. Hepatică poate fi diagnosticată deja decompensată cu stadii CHPU-BC atunci când are loc o agravare de studia rapidă la acești pacienți. Vreau să menționez un lucru la hepatita cronică, deci, și anume la biopsie hepatică, pentru că au fost anumite discuții cu biopsie hepatică. Deci, dacă să efectuăm o biopsie hepatică obișnuită cu examenul histopatologic la acești bolnavi, atunci ar putea să fie prezentă modificări de tip steatozic cu molecule cu steatoză tip macrovesiculară, care poate avansa odată cu agravarea și a progresia bolii microvesiculară deja cu strecine în stadiu de ciroză. Sau poate evolua cu aspecte hepatică de interfață cu aspecte hepatică autoimune, de ce biopsie hepatică în boala Wilson nu întotdeauna este relevantă pentru noi. Și în cazul când aveți un pacient cu hepatită autoimună, cu marcare autoimună, conform criteriilor, trebuie să fim atenți să excludem și boala Wilson, deoarece sunt așa asociate descrise ANA pozitiv în cadrul bolilor Wilson, deoarece poate fi o asociere a bolii sau pur și simplu din rezultatul acumulării toxice a cuprului în interior.
interhepatocitar și toxic mitocondriale, poate apărea acest marker autonom pozitiv ca un lanț patogenetic. De asemenea, toți pacienții cu steatoză hepatică sau steatohepatită, la fel se recomandă de exclude de boala Wilson, că pot fi asociate între ele. Când vorbim de insuficiență hepatică acută, deci la acești bolnavi este colectalitate până la 100% în caz când se face transplant hepatic de urgență. Diagnosticul diferențial este necesar de efectuat practic primele 24-72 de ore, deoarece cu cât avansează procesul este riscul de deces. Se încearcă, este foarte dificil de efectuat, deoarece parametrii clasici ai metabolismului cuplului care utilizăm în diagnostic în cadrul unei insuficiențe hepatice acute este dificil de a utiliza, deoarece și de altă etiologie, în cadrul și altă etiologie are loc o citoliză agravată a hepatocitului cu eliberarea masivă a cuplului în sânge, respectiv este greu să-l diferențiem de alte boli, toate că studiile arată că Wilson deci este oricum o clinică statistică mai înaltă aceste eliberare. Se încearcă utilizarea diferitelor scoruri, rapoarte care ne-ar ajuta, însă niciunul nu poate fi utilizat independent. Un scor CHIP mai mare de 7 puncte necesită ca acești pacienți deja să fie incluși în lista de transplant hepatic, iar un scor index mai mare de 11 puncte ne indică o letalitate înaltă în absența unui transplant hepatic. Voi atrage atenție că poate evolua formă funcțională clasică, fără un profil clasic care îngreunează și mai mult diagnosticul, iar insuficiență hepatică pe fond insuficiență hepatică cronică poate apărea în prezența unor factori agravanți și una din ele este întreruperea medicamentului cu chemătorie pentru boala Wilson. Evaluarea fibrozei poate fi efectuată prin elastografie fibroscan și momentul important este că limitele de referință pentru stabilirea stadiului de ciroză într-o boală hepatică obișnuită, ele în diferite boli hepatice ele sunt diferite. La bolile virale, chiar și cele autoimune, mai mari de 12,5 kPa deja este un indicator de fibroză avansată, de ciroză hepatică. Chetul britanic îi spune următoarea, că la pacienții cu boala Wilson mai mult de 9 kPa deja este fibroză avansată, lucru demonstrat prin determinat de rigiditate crescută acestuia cauzată prezența cuplului. Altă metodă de evaluare este picromatul carmeloferă al laboratorului Sinepo, care la fel putem să evaluăm aspectul citolitic, metabolic, de consum al alcoolului și fibroza acestuia. Cazul întâi este a unui bărbat de 39 de ani, de care la consultul nostru era asimptomatic, cu un examen fizic fără modificări patologice. În 2017, la un examen rutină care se cerea la serviciul asistent, pacientul a depistat o hepatosplenomegalie care era asimptomatică. La momentul respectiv, testele hepatice funcționale erau în limitele normii, pacientul nu s-a alarmat și a mers mai departe. În acest timp, având o soră mai mare, care era însărcinată, la evaluarea acestei a fost depistat sintom citolitic, ea fiind locuia în Italia, s-a început de evaluarea acestui sindrom citolitic, la care s-a depistat boala Wilson, ca rezultat al acestui s-a început screening familial intens. În așa mod, în 2018, după a fost diagnosticat acest pacient cu boala Wilson, din anamneza, deci mai are o soră care, din păcate, nu este compliantă și refuză evaluarea clinică pentru această maladie, ea este aparent sănătoasă, are doi copii, un copil deja confirmat cu boala Wilson și urmează tratament, al doilea este încă mic și este în supraveghere, deoarece limite de referință la vârstă mică pentru parametrii metabolismul cuplului este mai dificil, sunt mai, nu sunt atât de bine definitivați și în acest caz supraveghere. Are doi unchi și un dat recitat până la vârsta de 50 de ani pe cauza boală cronică hepatică avansată, nu se știe etiologia și neagă rupirea în cadrul familiei.
pacientul, deși a fost diagnosticat în 2018, tratamentul l-a inițiat în 2019, și în timpul fiind asimptomatic, el refuza fiind clasificându-se ca aparent sănătos. Evaluarea paraclinică, cum am spus, este retrospectivă la momentul diagnosticului, deci o ceruloplazmină sub 20, un cupru silic sub 60, un cupru urinar în 24 de ore mai mare de 40 de micrograme la 24 de ore, este un indicator pentru o stabilire de diagnostic de boală Wilson. Acest pacient a plecat în Italia, unde se efectua biopsie hepatică și anume cuantificarea cuprului în țesutul hepatic, o metodă, zicem așa, metodă de aur pentru stabilirea bolii și confirmare ei, care din păcate în spațiul român, atât în Moldova cât și în România, nu se efectuează. La acest pacient observați că este peste valorile care s-ar recomanda. Și fibroscanul la momentul diagnosticului era deja în stadiul 4. Din punct de vedere neurologic, acest pacient este asimptomatic, la moment urmează tratament și este sub control, la fel că este asimptomatic. Cazul 2 este a unui tânăr de 23 de ani, care l-a cunoscut în vara anului acesta. Deci el a fost internat într-o secție de chirurgie a unui spital municipal. Anamneza sa este foarte interesantă, care cel puțin m-a alertat pe mine personal, pentru că la 12 ani, la un control obișnuit, s-a evidențiat un sindrom citolitic minimal moderat, care era asimptomatic, atunci s-a exclus patologia hepatică virală și undeva s-a lăsat în umbră acest moment. Peste 2 ani, acest copil face un pusil de febră de cauză nestabilită la moment și se asociază la sindrom citolitic deja prezent anemie de grad 1, la fel undeva se găsesc alte motive, factori toxice, iar și nu se atrage atenție, factori viral, la fel se exclude. Ulterior, acest copil, mama observă din an creșterea abdomenului în volum, la insistența familiei se face investigații mai profundate, se găsește deja ciroză hepatică cu ascit la ultrasonografie, este internat, evaluat pentru diferite boli hepatice, la care se stabilește boala Wilson. Se inițiază terapia la 16 ani, practic imediat. Pacientul stabil pe parcursul anilor, din păcate, boala Wilson, ca și alte boli hepatice, poate evolua cu complicații rare și mai bine el este tromboza. Trombozii venoase, mai frecvent este tromboza de venă cordă. În acest caz este complicație mult mai rară, tromboza sistemului venos profund a membrului inferior drept, pentru aceasta și-a fost internat repetat în februarie, apoi iulie, în secție de chirurgie. Pacientul a fost pe anticoagulante, la 3 luni s-a reușit recanalizarea acestei patologii. Din păcate, în luna octombrie, starea pacientului se agravează, el este reinternat cu ciroză hepatică decompensată, parenchimatoz, deoarece portalul era ok, varice gradul 1, hipertensiunea portală, cel puțin în Doppler, nu mi-a arătat ceva foarte grav. Acest pacient o se observă o creștere a ureii și a creatininei, el dezvoltă insuficiență renală acută, este consultat multidisciplinar. În pofida hemodializei și altor medicații insistente, acest pacient stângă decedează. Deci este pentru mine personal, în vârsta lui este un semn de întrebare mare. Din anamneza acestui copil, deci are un tată care de gen de boală hepatică de hidrogenie clară, la fel fratele de pe tată, la fel o boală hepatică decedată la vârstă, vârstă tânără, adultă. Verișoara sa de 10 ani are modificări neurologice, dar din păcate nu este cumpleată și nu merge în întâlnarea medicii pentru a fi evaluată pentru această maladie. Are un frate aparent sănătos, dar este digitație sub diferit, respectiv cred că deci, genetica problematică vine din cadrul tatălui. Deci testul genetic este în lucru la moment și pacientul decedat când nu avem rezultatul. Evaluarea paraclinică observat, deci sunt semnele clasice care erau prezente pe inițial. Aceasta este rezultatul fotografiei din cadrul necropsiei acestui pacient, observat ficatul macrondular, mișurat în volum, ca dimensiunea alături, dacă se vede ce este splina, care practic au aceleași dimensiuni. Secțiunea transversală a ficatului se observă aceste macronduri mari, foarte frumoși, spectaculoși.
și spleena în ambicii este foarte mărită în volum. De cauza decesului ar putea fi o bală cu nefropatie secundară poliomiosă, pentru că poate fi așa afectarea nu doar hepatică, neurologică, dar și în alte sisteme, ar putea să fie o avansare, o agravare a poliomiosei, ar putea să fie, de exemplu, o nefropatie medicamentoasă, deoarece preparatele chelatoare, pădrepe, nici la mine, ele sunt toxice și, respectiv, deci nu întotdeauna putem controla reacția adversă care sunt acestea. Cazul 3 este despre o pacientă care, la vârsta de 20 de ani, dezvoltă insuficiență hepatică acută cu profilul Wilsonian clasic, a fost diagnosticată, a fost efectuat de urgență transplant hepatic de la un donator în moarte cerebrală în centrul din Cluj. La moment, pacientul este pe citostatice, periodic merge la control, este bine. Testul genetic ne arată prezența acestor două mutații în sformă de homozigot recesiv. Este o mutație care studiile ne arată că ar fi asociat mai mult cu fenotip neurologic, la această fetiță a fost afectare hepatică, iar și arată diversitatea și dificultatea acestei maladii. Aceeași mutație este cea mai frecventă din Europa, inclusiv și Republica Moldova întâlnită. În asociere cu alte mutații poate evolua complet altfel. Respectiv, după transplant s-a inițiat screening-ul familial, la care la 12 ani a avut o soră mai mică, prezent are 16. La momentul respectiv, sora sa era asimptomatică, dar avea deja modificări a metabolismului cuplului, avea un sindrom citolitic minimal moderat. La ultrasonografie era prezentă hepatosplenomegalia moderată. Testul genetic ne-a relevat aceleași mutații ca la sora sa. Părinții săi sunt purtători sănătoși și în cazul acestei familii, unde atât mama cât și tata are o genă sănătoasă și una bolnavă, deci riscul de boală ar fi în 25% de cazuri, însă, iarăși, boala Wilson nu este ca toate bolile și nu este conform criteriilor clasice a Mendeliene de distribuția genelor patologice. Deci, în cadrul acestei familii, practic 100% copii sunt ambii bolnavi cu boala Wilson. Deci, fetița sora 2 este asimptomatică în prezent și urmează tratamentul. Cazul 4 este a unui bărbat de 23 de ani, care a fost diagnosticat cu boala Wilson în 2017, s-a inițiat terapia cu HEPA 2. El a crescut în un orfelinat, este de origine armean. Din păcate, nu cunoaștem date despre părinții, rudele și alți rude, are doi frați, aparent sănătoși, dar iarăși nu menține relația. Este un pacient, la fel, foarte specific, ca foarte mulți pacienți a noștri cu boala Wilson, deci nu este, practic, nu este rezidența medicului de familie, nu prea este cumpleant la vizite, nu urmează tratamentul regulat, respectiv pacientul dat 2 ani în urmă a abandonat tratamentul cu chelator și peste un an și câteva luni se prezintă la consultația noastră cu un sindrom asteric foarte pronunțat, cu o pierdere intrograme în 50 kg în 3 săptămâni, un icter pronunțat și dereglări de somn. Evaluarea paraclinică care este menționată, deci sunt, cum am spus, retrospective, acelea care au fost utilizate în diagnosticul în 2016. Cam așa arăta pacientul, uite, cum am spus, foarte pronunțat, cu leziuni de grataj ca rezultat a pulitului accentuat. La evaluarea paraclinică acestuia s-a observat o leucocitoză cu privire formului spre stânga, sindrom citolitic absent, iarăși un profil hepatic interesant, dar cu sindrom colestatic destul de grav, care i-a indicat o insuficiență hepatică agravată a acestui pacient cu boală preexistentă. La ultrasonografie, hepatosplenomegalie moderată și prezența literației biliare. La momentul respectiv, pacientul a fost consultat și de chirurg și s-a expus colecistită acută, calculoasă, nu avea durere abdominale, deci nu a fost evoluat și supravegheat pentru a nu interveni chirurgical la momentul inoportun. S-a inițiat imediat terapia cu chelator, în dinamică pacientul cu ameliorarea stării sale generale. La 6 luni, deci observați, analiza generală este ok, sindromul citolitic este absent,
colestaza practic s-a normalizat, deci practic toți modificările au venit ok, în normă, deci ultrasonografic aceleși date. Pacientul este, cum am spus, destul de greu de monitorizat, cel puțin ne bucură faptul că urmează chelatorie regulată, ce a înțeles lecția că întreruperea acestui tratament specific la acești bolnavi poate evolua cu agravarea stării care poate duce chiar la decesul lui. Cazul 5 este a unei femei de 33 de ani care a fost internat în Spitalul Republican în 2015 într-o tuberculoză hepatică recompensată, atunci avea în jur de 25-26 de ani. S-a evaluat paraclinic pentru excluderea tuberculozei, deci diferită de etiologie a acestei malignii. Ulterior s-a stabilit diagnosticul de boală Wilson și s-a inițiat terapia cu chelatorii. Are o soră sănătoasă, celălalt trecut de aparență sănătoasă și neagă prezența învirii în cadrul familiei. Deci acelea au modificările paraclinice care au ajutat medicii în momentul acela pentru stabilirea diagnosticului. Datele paraclinice, la fel, prezența cirozii cu hipertensiune exprimată, cu ascită, cu splenomegalie, modificări neurologice absente, iar testul genetic ne-a relevat prezența două mutații, variante patogene care sunt asociate cu evoluție gravă a bolii Wilson și o evoluție hepatică. Faptul de ce am vrut să menționez acest caz este că s-a efectuat biopsie hepatică în cadrul diagnosticului diferențial și, după cum observați, 90% de hepatocite se erau supuse distrofii grăsoase, adică era această doză macrovesiculară prezentă, ceea ce ne iarăși ne confirmă că exemplul histopatologic obișnuit în această maladie poate să ne ducă în confuzie, să ne greuneze diagnosticul dacă nu evaluăm și parametrii metabolici. Pacientul s-a inițiat terapia, starea pomelare, pe-amelorare, deci este în supraveghere, în dinamică. Deci, în concluzie, aș vrea să atrageți atenție, să uitați toți acum la ambele voastre mâini și să observați că deși sunt mâinile voastre, ele sunt și dreapta și stânga se diferă, astfel este și boala Wilson, cât mai parcă ne-ar părea că totul este clar, avem niște criterii foarte stricte, bine definite, atunci când începem să ne aprofundăm și să evaluăm destul de complex și obiectiv acest pacient, apară o serie de întrebări și dificultăți și deja stai și te gândești oare este reală și ești boală Wilson, având în vedere că deci nu avem întotdeauna posibilități de a examina complet acest bolnav, nu avem aceeași biopsie hepatică cu cuantificare țesutului, cu punct țesutul uscat, nu întotdeauna putem efectua teste genetice, nu întotdeauna pot fi depistate mutații genetice, pentru că sunt și așa pacienți. Sunt dificultăți atunci când avem un pacient clinic și paraclinic care poate ar fi boala Wilson, dar atunci când testăm parametrii metabolismului cuplului, sunt în normă, sunt și așa pacienți. Deci, pentru mine personal, deși eu studiez ultimii 3 ani destul de atent această maladie, este un semn de întrebare care crește cu fiecare zi. Sper împreună cu dumneavoastră, cu toți specialiștii medicinali de familie, care practic este, cum ați observat, primul filtru al acestor bolnavi, să medicii interniști, medicii din diferite discipline, neurologii, să încercăm cumva să creștem screening-ul acestei maladii, deoarece, după cum ați observat, screening-ul inițial acestei boli duce la o evoluție benignă, o creștere a calitatea vieții acestea și durata a supraviețuirii acestor bolnavi. Vă mulțumesc pentru atenție! Frumos, doamna doctor, în timpul cât prezenta doamna doctor aceste cazuri, eu sunt sigură că majoritatea dintre voi vă gândeați la cazurile care le aveți nerezolvate în practica dumneavoastră. Pe de altă parte, vreau să vă zic că noi cu doamna doctor avem proiectul științific care este direcționat spre boala Wilson. De toți pacienții suspectați pentru boala Wilson, îndemnăm să-i trimiteți la noi la consultație, să-i vizualizăm și ulterior să-i conectăm cu laboratorul genetic, să facem testarea genetică și să intervenim cu medicație până când compensată cu chelatorii.
Doamna doctor, ați reușit să ne puneți pe gânduri și să reflectăm la pacienții cu cauză necunoscută de boală hepatică și sunt sigură că după prezentarea dumneavoastră sau mesajele de prezentarea dumneavoastră au fost acaparate așa cum este necesar. Iar cu privire la clinica bolii Wilson, atâta putem să-i spunem că în literatură este numită Odiseea clinică sau multiplitatea sau cameleonul clinica acestei boli. Și este o boală cu diferite fețe. Și dacă noi ne-am învățat că boala Wilson este doar boală care afectează sistemul nervos central în mare parte și doar atunci noi încercăm cumva pacienții ăștia să-i mai monitorizăm, vedeți ce profil hepatic variat are această boală. De asta fiți atenți și vigilenți în screening-ul pacienților cu boli hepatice neclare. Mulțumim frumos! Dacă sunt întrebări din sală, poftim! Dacă nu sunt întrebări din sală, invit doamna Diana să ne ridice ceva din dispoziție, să ne prezinte un preparat nou care ar putea fi utilizat în practica dumneavoastră clinică, după care invităm doctorii imagiști de la Scan Expert cu prezentare cu privire la strategii de evaluare a pacientului hepatic prin tomografia computerizată și rezonanța magnetonucleară și pregătiți întrebări, chiar noi avem multe întrebări către ei, ca să ajungem la un consensus și să colaborăm fructuos împreună, să găsim răspunsuri. Poftim, doamna. Vă mulțumesc, profesor. Bună ziua, stimați colegi. Un stimat prezidiu, bună ziua. În primul rând, aș vrea să vă felicit și pentru ziua de astăzi, pentru că ați reușit să organizați un eveniment și niște workshop-uri atât de interesante, cu aparte destul de ample. Eu, așa cum este de fapt misiunea să vă relaxez puțin, sunt reprezentată o companie la Bormea Zintiva și așa cum am vorbit din contextul în care vorbim de două zile despre patologia ficatului, mă gândeam eu să vin cu o prezentare la dumneavoastră. Este vorba de un ochi hepatic, este un produs care conține o formulă complexă pentru protecția și regenerarea ficatului. Și am să vă vorbesc despre componența acestui produs și unde dumneavoastră ați putea ca să-l recomandați. Ce conține, de fapt, acest produs? Dacă e să vorbim despre componență, atunci, practic, este unul din produși, din hepatoprotector de la noi pe viață, care are așa o componență amplă. Și vorbesc, în primul rând, 400 mg de fosfolipide esențiale, 50 mg de colină, extractul standardizat de anghinarie, 100 mg, de asemenea, conține și o cantitate de 50 mg de turmeric, plus la toate aici, în acest complex, avem și 50 mg de silimarină. Inositolul, de asemenea, este prezent în acest produs cu 50 de miligrame și, de asemenea, avem și niște vitamine. Vorbesc de vitamina A, 400 de micrograme și vitamina B6, 2 miligrame. Toate aceste produse, aceste componenți împreună, de fapt, protejează și regenerează ficatul la pacienții cu patologii hepatice. Dacă să vorbim la general care ar fi efectul acestor componenți, atunci fosfolipidele esențiale și colina redă un efect membranoregenerator. Colina, de asemenea, împreună cu inositolul previne steatoza hepatică, vitamina B6 reduce oboseala, armoraiul și anghinaria, toată lumea cunoaște care are un efect hepatoregenerator și turmericul cu vitamina A are un efect antioxidant, ceea ce de fapt și este nevoie în cazul pacienților cu afecțiuni hepatice. Unde îl recomandăm deja din componența este foarte clar, vorbim ca pentru recomandarea unor hepatică ajungă pentru pacienții cu afectare hepatică în steatoză, în fibroză, pacienții care urmează tratamente cu medicamente care au potențial de afectare hepatică, ceea ce s-a vorbit și ieri la cursurile noastre, vorbim de pacienții pe statine, vorbim de pacienții diabetici și de asemenea pacienții care sunt supuși la un mediu de viață stresant și avem foarte mulți pacienți din aceștia, de aceea un om hepatic vine cu
o soluție pentru această grupă de pacienți. De ce să recomandăm un om hepatic? Deoarece este un hepatoprotector pe piața din Republica Moldova cu, așa cum ați văzut și dumneavoastră, cu cei mai apreciați componenți în lupta și prevenția afecțiunilor hepatice. Vorbim de fosfolipidele esențiale, silimarină, vorbim de colină, inositol, și de asemenea vitamina A și vitamina B6 și că un lucru foarte important, administrând un om hepatic, vorbim despre compleanță la tratament, pentru că acest produs se recomandă doar 2 capsule în zi și nu 2 capsule de 2-3 ori pe zi, conform CPO-ului. De aceea, toată lumea este pentru un om hepatic și alege un om hepatic. Eu vă mulțumesc mult. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, răspund clar. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Noi întotdeauna salutăm când pe piață avem preparate noi, deci pot să spun că concurența constructivă creează condiții bune pentru a lucra cu pacienții noștri. Și salutăm că ați venit cu așa un preparat, cu unohepatic. Este bine venit la pacienții noștri cu boală a ficatului blândă, așa le spun eu, boala blândă a ficatului, sau cu scop de prevenire la pacienți, de profilaxie la pacienții care administrează diverse medicamente cu efect hepatotoxic. De aceea, vă mulțumim frumos, Diana, și vă urăm succes. Da, mulțumim frumos. Acum dăm cuvânt domnilor doctori din cadrul Centrului Medical Scan Expert, care o să vie cu o prezentare cu privire la evaluarea imagistică a pacienților cu boli hepatice. Misiunea noastră a fost domnul Maxim Crivcianski și domnul Dumitru Cravcenco. Misiunea sau ideea a fost că venim cu cazuri clinice și prezentăm unde sunt erorile. Sper că așa s-a inițiat procesul și așa o să fie. Poftim, vă rog. Bună ziua, stimați colegi. În primul rând, vreau să mulțumesc pe domnul profesor Rodel Surcanu pentru invitație. Sunt binevenite ședințele noastre interdisciplinare pentru folosul pacientului și a stabili un diagnostic și tratament cât mai corect. Cu colegii noștri chirurgi de mult colaborăm foarte intens cu protocoale ultimele de europene, cu stadializarea cancerului și așa mai departe. Mă gândeam că și cu dumneavoastră tot să colaborăm foarte strâns. Vă mulțumesc mult și felicit pentru un update hepatologic, curs de ediția 3-a. Sperăm că să ne întâlnim mai des. Astăzi aș dori să vorbesc, în primul rând mi-a plăcut, interesant a fost doamna doctor abordat ideea de distrofie grăsoasă ficatului, ca ficat gras. Era numai examinare prin ultrasonografie, unde ați menționat că era o zonă neclară pe fundal de zona steatoză. În cazul dat, putem să efectuăm că mult mai clar aș fi fost un diagnostic prin tomografie computerizată sau rezonanță magnetică cu substanța de contrast. Și atunci cu certitudine putem spune care este zona. Este zona de un volum, o masă, o leziune patologică sau o zonă de țesut hepatic intact. Asta e o controlie mică. Mersi mult. Mai departe facem ori îți prezint câteva imagini și managementul imagistic în patologie hepatică. În introducere, cel puțin în 15% din toți pacienții putem să întâlnim măcar o leziune în hepatică. Și la 30% din pacienți cu patologie malignă extrahepatică putem depista
și leziuni benigne. De asta este foarte clar și binevenit, anume pentru să diferențiem patologie malignă de benignă, pentru a stabiliza și da un răspuns corect pentru dumneavoastră, pentru colegii oncologi. Leziuni benigne și pseudoleziuni pot imita tumorile hepatice, ca steatoza, cum am vorbit de steatoză, șunturi vasculare, dereglări tranzitorii de perfuzie, abcese, hematom sau etc. Pacienții cu ciroză hepatică este pacient deosebit cu un spectru larg de patologii care putem întâlni noduli regenitorii de etiologie benignă, noduli displastici cu transformarea lor în carcinom hepatocelular și leziuni netumorale ca fibroză hepatică confluentă, pseudoleziuni cu șunturi vasculare, clasificarea leziunilor hepatice noi nu ne oprim, sunt lichidiene solide difuze vasculare și a căilor biliare. Din lichidiene sunt cele mai des întâlnite este abcese, chisturi hepatice, hemangioame care se introduc și în leziuni chistice și leziuni vasculare. Din leziuni solide sunt metastaze și leziuni primare a ficatului. Din difuzie este des întâlnită cel mai este hemocromatoză și infiltrații grăsoase focalizate. Leziuni vasculare, sindrom Batchiari, telangiectazii. În patologie ale căilor biliare, deseori noi ne ciocnim cu colangiocarcinomă și colangite sclerozante. Colidocoliteaza, în protocol de examinare de tomografie și rezonanță magnetică, vreau să menționez că deseori întâlnim examinări, pacienții vin cu examinări deja efectuate pentru un control sau confirmare unui diagnostic și sunt examinate incorrect. Nu se respectă protocolul de examinare. Asta e, nu putem să facem să dăm vina pe doctor, dar mașină. Bine ați spus că de mașină. Mașina, vreau să vă spun că între mașini nu este diferență. Macar să fie aparat de 16 slicer, măcar să fie aparat de 384, e același. Imaginea iese aceeași. Interpretarea este un pas mai important decât mașina. Dar părere de rău la noi un pic invers. Că vin pacienți și caută, întreabă câte slice-uri aveți sau câte Tesla aveți la rezonanță. Că unii acolo mai bine. Și vreau să spun că să cunoașteți că pentru leziuni hepatice este necesar la pacient, anume pacienți primari, anume trebuie de făcut patru faze de scanare, faza nativă, faza arterială, anume faza arterială tardivă, faza portală sau venoasă și faza tardivă, începând de la 6 până la 10 minute. Asta ne permite să obținem un diagnostic cât mai exact. Că și la rezonanță magnetică exact. Contrastarea dinamică plus administrarea preparatului special pentru patologii hepatice primovist, putem obține un rezultat foarte frumos și clar pentru dumneavoastră. Am pregătit câteva variante de scenarii clinico-imagistice care au fost publicate de către colegii americani în radiologie, care au fost tipuri de diagnostice, au fost clasate în trei grupe. Cele mai utilizate
care rata între risc și beneficiu este foarte favorabil. A doilea, cum spune, poate fi, dacă nu putem efectua examinări mai detaliate, mai clare. Și ultima, nu este favorabilă. Primul variant este o leziune depistată la ultrasonografie, mai mare de un centimetru, în picat normal, și pacient, la pacient care era la malignă. Metode de examinare pentru așa tip de scenariu este ultrasonografia abdomenului cu contrast, care în Republica Moldova nu prea se face. Puțin, în puține locuri, da. De asta nu este în uz larg. Este uz limitat și lumea cam nu precunoaște, nu cunoaște. Mai departe este rezonanța magnetică și tomografia computerizată cu contrastarea dinamică, cum am vorbit. Date statistice pentru așa studiu este tomografia multifazică cu contrast, are o corectă de diagnostic de între 91-95% pentru patologii benigne, hemangiom 85-93% pentru hiperplazie nodulare, 96-99% în carcinom hepatocelular. Și, cum am vorbit, rezonanța magnetică în combinație protocolul de difuzie și contrast special hepatic în fază hepatobiliară ne permite diferențierea leziunilor benigne de maligne în 91% de cazuri și cu caracterizare morfologică exactă în 85%. Prima imagine, primul rând este imagine schematică a hiperplaziei focar-nodulare. Vedem cum se manifestă ea. Este a doilea rând este rezonanța magnetică și a treilea rând tomografie computerizată. În ambele examinări cu certitudine putem pune diagnostic datorită imaginii speciale, caracteristice pentru hiperplazie focar-nodulară. Este un cicatriciu intern care este un semn pentru așa tip de patologii, dar el este prezentat în 70-80% de cazuri imagistice. Atunci când nu este prezent, apare întrebarea. Ce este? Este adenom? Este focar-nodular hiperplazie? Sau este un carcinom hepatocelular? Pentru asta și facem faze diferite de contrastare ca să punem un diagnostic de certitudine. Hiperplazia focar-nodulară, clasic, practic, se vede numai, e bine vascularizată și se vede numai în faza arterială. Faza portală și tardivă, contrastul se spală, se vine omogenă fluxul sanguin și țesutul hepatic. A doilea caz este abces hepatic, tot este un pic durerea și pentru medic clinician și pentru imagist, că uneori putem greși cu un carcinom hepatic, cu un colangiocarcinom. Care am avut așa cazuri, pacient vine de altă clinică, pus diagnostic colangiocarcinom, cerând, vorbind cu pacientul, strângând anamneză, că fiecare pacient la noi în clinică este interogat, fără clinică noi nu lucrăm, că nu suntem fotografi, cum am spus înainte, era vorba. Clinica tot timpul este pe prim plan. Și pacient a povestit că au avut
febră, febră mare, 39-40, a fost anterior, câteva timp anterior a fost operat, pe, cum spune el, a fost leteasa biliară, a fost și consecința unei colangite, a format și un acces, acces intrahepatic, piogen. Este un semn caracteristic pentru acces, este un val, un lizireu hipervascular, un lizireu de inflamație în jurul leziunii chistice, în jurul abscesului, care este tot bine vascularizat în faza arterială și restul în toate fazele următoare el se spală. Rămâne numai o leziune chistică. Asta tot un semn caracteristic pentru absces. Hemangioame. Uneori este un diagnostic foarte simplu, depus, dar uneori este un pic mai complicat. Hemangiom mic sau capilar, cum noi numim flash spinning hemangiom, este necesar de diferențiat cu un hepatocarcinom de dimensiuni mici, dar tot în ajutor vin fazele de scanare. Hemangiome gigantice mari au un necroză în interior, necroză masivă, cum vedeți pe schemă, în imaginile de sus. Și acumularea clasică pentru hemangiom este acumularea lacunare centripetă în faza arterială, portală și tardivă. Practic, vedeți că necroza se micșorează în dimensiuni. În rândul de jos avem un pacient cu hemangiomatoză, adică aici un pic durere pentru imagiști. El foarte des poate fi încurcat cu carcinom hepatocelular, deoarece este format din multiple hemangiome confluente și în fazele, în toate fazele, practic, asemănător cu carcinom hepatocelular. Tot așa a fost un caz, iar doamna Adela cunoaște, a fost la o fetiță, lobul stâng, a fost hemangiomatoză lobului stâng, a fost examinat, pus diagnostic neplăcut, iar am contrazis, a fost luată biopsie, și a fost confirmat hemangiom. Alte tip de leziuni sunt leziuni chistice. Aici tot dubii poate sunt bine, dacă vedem o formațiune bine conturată, clară, lipidiană, dar când apare ceva în interior, semnuri sau leziuni solide, mici, atunci este diferențiată între cista adenom și cista adenocarcinom. A doilea variantă este formațiune mai mare de un centimetru, inițial găsită la ultrasonografie, dar cunoaștem că pacientul are o patologie malignă extrahepatică. Atunci, în ajutor, vine rezonanța magnetică și tomografie computerizată cu contrastarea dinamică. Din date statistice, tomografie computerizată cu contrastare multifazică poate diferența metastază leziunii benigne cu acuratețe 74%, rezonanță magnetică cu contrastarea și cu ajutorul contrastului primăvis, cum am vorbit, gadotrexat, acuratețea vine între 83% și 91% și crește cu ajutorul contrastului până la 94%. Primul rând schematic vedem cum arată un metastaz cu necroză interior, deoarece este perioada rapidă,
prim, a doilea rând de rezonanță magnetică, vedem o leziune hepatică hipervasculară în lobul stâng, care acumulează contrast în toate fazele, inclusiv nu se spală cum este un carcinom primar. Este caracteristic pentru metastază a cancerului mamar. A treilea rând, rândul de jos, este un metastaz a adenocarcinomului colorectal. E tot o destrucție masivă interior, cu aptarea la periferie în faza arterială, așa zis target sign. Aici, pe imagine, date, vedem tot o leziune chistică în intrahepatică. Este metastaz a carcinomului muncinos colorectal. Tot uneori, pentru imagist, poate fi dubios de a pune așa diagnostic, că în faza arterială noi vedem la periferie niște vase mici implicate în proces neoplazic și asta putem să dezbate de un diagnostic de metastază și putem scrie ca un hemangiom. Că în faza arterială hemangiom tot imaginea practică exactă. În rezultate histologic vedem că asta nu este, este un vas invadat în proces tumoral. A treilea variantă este incidența leziunii intrahepatice mai mare de 1 cm depistat la ultrasonografie sau tomografie și rezonanță magnetică fără contrast. La pacienți cu patologie cronică hepatică. Aici vine în ajutor tot ultrasonografie cu contrast, rezonanță și tomografie cu contrastare dinamică. Date statistice, tomografie computerizată multifazică în leziuni hepatice cu modificări cronice, specificitatea este în 68% și sensibilitatea până la 73%. În rezonanță magnetică cu contrastarea a carcinomului hepatocelular, mai mic de 2 cm este până la 97%. Imaginile date vedem cu săgeata roșie marcată o leziune hepatică de dimensiuni relativ mici. Este caracteristic pentru carcinom hepatocelular acumularea periferică masivă a contrastului cu restricția difuziei în secvență DVI la rezonanță magnetică. Pe imagine date vreau să menționez o evoluție a unui nodul regenerator în carcinom hepatocelular. În 2001 a fost găsit la rezonanță magnetică un nodul mic hipovascular, fără semne de agresivitate, fără semne de acumulare contrastului. În 2002 el a crescut un pic în dimensiuni, a început în faza tardivă, dacă vedeți, este un pic acumularea contrastului în jur. Și în 2003 creșterea evidentă a leziunii cu acumularea contrastului deja în faza vena arterială, el devine hipervascular. Și asta este un caracteristic pentru carcinom hepatocelular. Aici schematic paș de dezvoltare a unui carcinom hepatocelular pe fundal de afecțiune cronică a ficatului din nodul regenerator cu un vas mic hipovascular, vedem cum se face neovascularizare și trece în carcinom. Ce un lucru poate să ne permite să concrem, să facem un lucru frumos, un management
frumos pentru folosul pacientului. Eu vă mulțumesc de atenție. Mulțumim frumos, domnul doctor. Noi deci am hotărât ca în cadrul acestui eveniment să invităm și colegii din area asta de imagistic, pentru că rămân multe întrebări cu privire la pacienții cu noduli neclari hepatici, cum să evaluăm, și de la doctor sunt o serie de întrebări. Dar ce mai bine să facem pacientul ăsta? Tomografie computerizată sau rezonanță magnetonucleară? Și iată, dumneavoastră ne-ați arătat sensibilitatea la rezonanța magnetonucleară mult mai înaltă la leziunea suspectă pentru hepatocarcinom mai mică de 2 cm, mă înțeles? În contextul cirozii hepatice. Da, în cadrul patologiei, în cadrul cirozii. În cadrul patologiei hepatice. Fără patologiei cronice avansate. Ok, ambele. Fără patologie hepatică cronică, ambele sunt aprobate, sunt sensibilitate înaltă. Să înțeleg, dragi colegi, cu privire la metodele imagistice, care și cum cu de predilecție. Noi cu domnul doctor lucrăm în echipă, într-adevăr, facem echipă. O mare parte dintre cazuri sunt venite cu alte examene imagistice din alte centre, prin tomografie sau prin rezonanță magnetonucleară, și chiar apelez la domnii doctori să le descifreze încă o dată, fiindcă sunt situații când ne vin cu hepatocarcinoame sau cu metastaze hepatice, dar clinica nu ne sugerează de fie la aceste momente, și domnul doctor chiar ne ajută și chiar de multe ori ștergem aceste diagnostice după consultație, că într-adevăr clinica împreună cu imagistica poate să definitiveze un diagnostic corect. Iar ca ați menționat lucrul de echipă, cam cu asta noi am început ieri primul raport, că lucrul în echipă, asta e medicina adecvată, iar participarea pacientului în luarea deciziilor, la fel, este o colucrare sau este binevenit pentru finalizarea diagnosticului și pentru găsirea soluției și creșterea supraviețuirii pacientului. Dacă sunt întrebări din sală. Domnul doctor, folosiți LERAT-ul, că nu l-ați prezentat? Fiindcă până la urmă asta este ultimul cuvânt din punct de vedere stratificării. Da, am folosit, dar știți, la noi nimeni nu cere așa ceva. Cerem, să știți. Fiindcă o evaluare în dinamică fără LERAT nu are niciun sens. Mai ales noi vorbim de chestiile astea care sunt cu acea întrebare. Mă înțelegeți, da? Am vrut să pun tot clasificarea asta. El chiar este esențial, fiindcă, din păcate, două treimi din rezultate nu sunt concludente. Da. Ca și cum în clinică și în morfopat, asta e ceva. Da. Așteptat, medicina e multe. Okay, facem. Că noi, cum am vorbit, că cu colegi chirurgi am abordat ultimele protocoale chiar pentru cancer a pancreasului. Din păcate, dumneavoastră, nu știu dacă ați fost ieri la prezentarea oncologică, din păcate, ceea ce avem la jurnă Institutul Oncologic este departe de protocoale care se aplică. Asta este. Nu pentru laudă, noi la moment unii în țară o instituție unde îi descriem după protocol european de ultimă standardizare. Păi asta este esența. De ce i-au arătat 80% mortalitate? Că fac rezecții în zone non-rezecabile. Pacienți, chiar doctori de la oncologie care, într-adevăr, fac medicină, chirurgi sună și întreabă, domn doctor, spuneți, vă rog, statutul de rezectabilitate. Dar nu dumneavoastră trebuie să-l decideți, dar echipă multidisciplinară. Da, echipa multidisciplinară, dar imagistic este criterii de rezectabilitate, chiar. Bineînțeles, și LERAT-ul este zona de... Cu drag. Important că avem, important că avem flexibilitate și receptivitate. Sunteți pentru, da. Asta și este scopul, de fapt, a evenimentelor care le facem noi, să găsim colaborări, să găsim un punct comun și să progresăm, să nu stăm în loc, să fim în rând cu lumea modernă. Bine. Mulțumim frumos pentru prezentare. Mulțumesc mult, sănătate. Cu drag. Și la final de zi,
la finalul zilei a doua, deci finalizăm cu, iarăși cu o mică prezentare din partea partenerilor noștri de Argint. Deci partenerul Cârca ne va prezenta noutățile care le are în cadrul acestei companii, dar când ei se așează cu prezentările, vreau să vă mulțumesc frumos pentru colaborare, pentru participare activă în discuții și pentru interes care l-ați avut în cadrul acestui eveniment. Sunt sigură că comunitatea formată ieri și astăzi ulterior va colabora și va identifica cele mai bune soluții într-o îngrijire a pacientului. Ați văzut, ieri noi am început cu supraviețuirea pacientului sau supraviețuirea omenirii. Este mult mai lungă decât la începutul secolului 20, care era 35-40 de ani, astăzi 70-80 de ani. Cu siguranță că ca să menținem așa supraviețuire, este necesar să intervenim și să luptăm cu factorul principal cu care ne preocupă pe toți, îmbătrânirea. Pentru că toți am spus că vrem lung să trăim, dar tânăr și frumos să rămânem. Noi, doctorii, în ziua de azi mai mult lucrăm cu bolile terminale și cu bolile de limită. Astăzi, părerea așa este, bolile clasice nu prea se întâlnesc. De asta mă bucur că ați participat și dacă ați luat careva mesaje utile în practica dumneavoastră, încă mai mult îmi satisface, mă satisface ca organizator acestui eveniment. Vă mulțumesc frumos pentru participare și așteptăm intervenția Lilienii. Bună ziua, stimați colegi! Mă numesc Liliana Gangalic, reprezint compania Cârca și din nou ne vedem astăzi aici. Vreau să mulțumesc organizatorilor încă o dată, doamne profesor, stimați profesori, că ne-ați mai dat oportunitate să mai prezentăm ceva ce compania Cârca are un pachet foarte mare de produse, de aceea avem ocazia. Mă scuze, știți, partenerii de Argint, Argint noi putem toată viața. Au putut toată viața, dăm voie să. Mersi mult. De aceea vroiam să încep cu careva imagini. De fiecare dată dumneavoastră, hepatologii, gastrologii, cardiologii, niciodată nu avem pacienți care să fie doar cu patologie separată sau endocrinologică, gastrologică. De fiecare dată, din păcate, aveți pacienți complexi, inclusiv și patologia hepatică și patologia cardiovasculară. De aceea vreau să ne uităm la doi pacienți. Avem pacientul Elena și pacientul Ioan. Suntem puțini în sală, note de mulți, zic așa. Vă rog frumos, ce divergențe vedeți sau deosebire între cei doi pacienți? Să ne imaginăm că au intrat la dumneavoastră în oficiu. Și vă uitați la el. Așa, deci Elena este mai veselă, Ion este mai închis. În ce deosebire vedem între cei doi pacienți? Mai vedem deosebiri? Sigur vedem deosebiri. Femeie și bărbat. O, da, femeie și bărbat. Dacă ne uităm, masa corporală diferă puțin, corect? Dar cel mai mult ce se vede de la distanță, într-adevăr, Elena este mai fericită, mai bucuroasă, Ion mai puțin. Asta? Pe baza la aceste două imagini. Deci am văzut pacientul cum a intrat la noi pe ușă în oficiu. Putem să punem un diagnostic? Da. Sau poate da, din istoria cu doamna Adela, cu siguranță, da. Dar desigur că... Haideți să vedem de ce Elena este atât de veselă și Ion mai puțin. Fațele Elenei arată așa. Din păcate, a pacientului Ion arată așa. De ce? Pentru că Elena a primit la timp tratament, a fost diagnosticată la timp, este aderentă la tratament, ceea ce noi de fiecare dată ne dorim la pacienții noștri. Din păcate, pacientul Ion nu este atât de fericit, pentru că elementar coronarele lui pot arăta așa. Fiecare persoană are o istorie. Haideți să vedem istoria unui pacient care intră la dumneavoastră în oficiu. Este această persoană cronică de pacientul cardiovascular.
prin această istorie viața. Cu siguranță. Patologia cardiovasculară astăzi poate fi prevenită cu un diagnostic și tratament corect. Pentilemul esterolului este preocuparea majoră. Iar statinele au fost și rămân terapii de primă intenție în tratamentul aterosclerozei. Ele sunt efective, deja devenind inofensive și protectoare. Numai ele au prevenit reducerea mortalității. Fiecare procentele de scăzut scade riscul cardiovascular. Și nu doar atât, statinele nu doar scade de aterosclerozei. Ele mai au convenit și efectul creierului, despre care discuta și ei ca analiză. Există mulți oameni cu istorii similare, însă fenomenele pot fi diferite. Și tot istoriile pot fi schimbate de sigur că doar și doar de dumneavoastră. Nu vreau să mă repet, doar că știm cu toții că nerespectarea sau întreruperea tratamentului cu statine, din păcate, contribuie la dezvoltarea evenimentelor nedorite și inutile. Rozvera rămâne cea care face diferența și inclusiv la dozele mari, ceea ce spuneam, inclusiv la doza de 20 de litri și efectul pliotrop. Dar deoarece compania Cârca nu are doar statine, doar rosvera, avem și antihipertensiv, eu vreau să avem un citat care mi-a plăcut că se zice că hipertensiunea arterială este afirmat că provoacă și în egală măsură atât disperare cât și speranță. Deci disperare, pentru că, într-adevăr, este unul din chilierii numărul 1 în lume, care frecvent este subtratată. Speranța, deoarece hipertensiunea arterială este cea care astăzi avem multitudine de preparate și ea poate fi tratată. Sunt sartani, sunt inhibitori, compania Cârca are de toate. Vreau astăzi doar să ne oprim la acele care ne oferă persistență și compleanță la tratament. Dumneavoastră foarte bine cunoașteți că pacienții dumneavoastră au foarte multe pastile. De fiecare dată nu e atât de ușor să le administrez doar ca să puteți fi aderenți la tratament. De aceea persistența, compleanța contează foarte mult. Haideți să ne imaginăm. Pacienta Ana, aveți așa pacienți, nu? Care nu știe care și când și cu multitudine de pastile. Și pacienta Olga, care în pastilă, combinație în tabletă unică, cu siguranță că o să fie mai aderentă la tratament. Este dovedit faptul că pacienții care administrează două substanțe în o singură pastilă crește aderența cu 37%. Într-adevăr, aceasta este posibil și, în sfârșit, în Republica Moldova, începând cu anul trecut, avem și noi în lista medicamentelor compensate așa produs losartan și hidroclorotiazidă în lista, deci unică combinație în tabletă unică și compania Cârca, desigur că are aceste produse, este vorba de Sterloista H și Lorista HD, care la fel este dovedită, avem studii clinice la pacientul cu hipertensiune arterială de gradul 1, gradul 2 și gradul 3, unii cu lorista HHD sau atest nivelurile ținte a tensiunii arteriale. Și, într-adevăr, cu lorista H, pacientul dumneavoastră reduce numărul de pastile, rămâne aderent la tratament și, cel mai important, stimați colegi, tot acest confort gratis după compensare. Acum vreau să catapultăm puțin în istoria muzicii clasice. Sunt sigură că cunoașteți că compozitorul german Richard Wagner a decedat de un atac de cord. Se presupune că după un cerc cu soția din interesul față de alte femei. A decedat. A făcut un infarct miocardic și a decedat. Astăzi nu se mai întâmplă așa ceva. Pacienții care administrează tratament la timp și unul din ele, desigur că este valsacorul companiei Cârca, care nu doar scade tensiunea arterială, dar și oferă o cardioprotecție, la fel dovedit. Deci vă prezint doar dovezi, asta am promis și asta o facem. Respectiv, pacientul dumneavoastră nu doar scade tensiunea arterială, ci și are o cardiorenoprotecție suplimentară, ceea ce este foarte important pentru pacienți. Dacă să ne referim la... domnul Bach, știați că el a avut 20 de copii. Se vehicula că a avut, dar nu a fost dovedit, din păcate. Sau spre binele soției dumnealui, faptul care a fost dovedit,
că Valsacon, companiei Cârca, are dovezi unde la pacienții bărbați cu hipertensiune și probleme erectile au contribuit Valsacor nu doar a scăzut tensiunea arterială, ci și a îmbunătățit funcția erectilă la pacienții hipertensivi. La fel este dovedit clinic. Nu, domnul doctor, Viagra dacă avem o hipertensiune portală, în cazul ăsta vorbim, dar, iarăși, e posibil două lucruri în o pastilă, deci. Scădem tensiunea arterială și îmbunătățim funcția erectilă la pacienții care nu este mai puțin important pentru viața zi de zi. Într-adevăr, Valsacorul companiei Cârca, scădem tensiunea, reducem riscurile cardiovasculare și la fel Valsacorul atât de 80 cât și 160 de miligrame după compensare este gratis pentru pacienții dumneavoastră. Cum spunea Chopin, simplitatea este realitatea finală. De aceea, ca să memorizați mai bine cuvântul Valsacor, noi l-am asociat cu valsul cordului, doamna doctor cunoaște, cardiologii cunosc acest lucru mai bine. Și, precum a spus și doamna Peltic, ficatul este mama, da, doamna Peltic? Inima este feciorul. Într-adevăr, este o interconexiune între toate organele, dar mama are grijă de fecior. Dar inima spune, ai grijă de mine, eu bat pentru tine. Vă mulțumesc foarte mult. Sperăm să avem grijă de pacienții noștri, să trăiască cât mai mult și o viață sănătoasă e cel mai bine de trăit. Vă zic mă. Mulțumim frumos! O prezentare spectaculoasă și extrem de vie din punct de vedere exemplelor din mă rog, mediul muzical, mulțumim, chiar a fost foarte binevenit și cu asocierea, cum o să ținem minte și denumirea preparatelor. Noi suntem la finalul a maratonului de două zile, consacrat îmbunătățirii cunoștințelor în zona hepatologică, precum a specialiștilor, experților, specialiștilor în domeniul gastroenterologiei, medicinii interne, sper că au fost util și pentru medicii de familie și nu numai, fiindcă suntem o echipă puternică numai atunci când devenim echipă. Și probabil motoul de bază a acestui an a fost 4DP, nu, doamnă profesor? Și atunci ideea respectivă probabil trebuie să fie în fața tuturor specialiștilor care comunică cu pacienții și este important să ținem piept acestor încercări care ne aduce viața și, bineînțeles, în contextul ăsta, în primul rând, vrem să mulțumim cei care au avut grijă ca acest eveniment să fie eficient, în primul rând, partenerilor de AUR, compania Sinevo, care tot timpul susține zona de expertiză în gastroenterologie și într-adevăr vine cu niște metode de diagnostic cele mai performante și ne permite să ajungem la nivelul diagnostic a celor care sunt în Europa. Partenerilor de argint care vin cu o rezolvare din punct de vedere terapeutic și cu statinele, care într-adevăr sunt importante nu numai în patologia cardiacă, dar și în cea hepatică. Și probabil asta este un moment care necesită să fie dezvăluit în continuare mai detailat. Bineînțeles și medicația cu efecte pozitive asupra ficatului propriu zis și grație acestor companii Cârca și Zentiva, noi am putut să avem posibilitate să comunicăm și cu experții din Barcelona și cu experții de top în cardiologie din Timișoara, cei cu idei inovative de medicină, telemedicină din Cluj și, bineînțeles, și experții autohtoni, care astăzi au avut, într-adevăr, un maraton de cazuri clinice, care probabil sunt cele mai utile variante de a discuta despre problemele zi de zi în medicina contemporană. Și sigur că da, am avut posibilitatea să auzim și de momente esențiale noi din punct de vedere farmacologic și pentru asta vreau să o felicit pe doamna profesor. În general, dumneavoastră este ca un generator de idei, chiar zice uneori gata. Gata este numai până seara, dimineața se trezește și zice că hai, începem.
Și eu sper atitudinea respectivă și motivația dumneiei va permite continuarea acestor evenimente destul de spectaculoase și sper că și colegii care sunt ca și coparticipanți o să stimuleze activitatea echipei de organizare a acestor evenimente pentru realizări noi. Felicitări, doamnă profesor!